Povestim până se descarcă telefonul, nu? Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bun venit la o nouă emisiune Lumea Boxului. E a 17-a emisiune, dacă țin eu bine minte, așa cum scrie și pe site-ul de Facebook pe care suntem live, Gymbox Fight and Fitness, pentru care am să vă rog să dați un like și share la această emisiune. Așa cum spuneam, un talk show despre boxul românesc cu bune și cu rele, cu rivalități, dar și cu prietenii. O lume a boxului plină de orgolii, o lume a boxului care trebuie să se redreseze și să-și revină cât mai repede în elita mondială, acolo unde este locul. În această seară, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, avem ca invitați pe domnul Silviu Mureșan, vicepreședinte al Federației Române de Box, arbitru olimpic și director la CSM Zalău. Bună seara, domnule Silviu Mureșan! Bună seara dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc, iubitorii boxului, iubitorii sportului. Îi salut cu respect și aștept să ne pun întrebări. Bineînțeles, îi așteptăm pe chatul live. Salutăm Spania, pe Marius Miron, salutăm Sibiu, pe Alin Poabar. Primii care au intrat în acest moment pe chat sunt prietenii noștri, sunt oameni din lumea boxului, oameni care au pasiune, au virusul ăsta, cum spuneam cu câteva ediții în urmă, virusul ăsta al boxului, care nu ne lasă să dormim, dar mai ales să păzim albinele, domnul Mureșan. Da. Așa este. Va fi o emisiune, sper eu, incitantă, o emisiune la care se va da și dreptul la replică, pentru că, așa cum cei care ne urmăresc știu foarte bine, de-a lungul timpului s-au formulat diverse, să zic așa, întrebări și îl așteptăm pe domnul Mureșan să, la multe din ele să răspundă. Îl salutăm și pe domnul Ilie Captare. Maestre Captare, bine ai revenit la noi în emisiune! Bine v-a regăsit! O seară bună tuturor celor care ne urmăresc și urmăresc emisiunea noastră. Este interesant pentru că, așa cum spuneam la început, după pandemie o să fiți invitat, pentru că, să zic așa, veți fi un răsfățat al emisiunii, dat fiind că aveți un sportiv calificat la Olimpiadă și până dăm de el, trebuie să știm despre el de la dumneavoastră. Ne oferiți informații, sperăm. Ok. Bun, mă bucur. Și de asemenea, să zic așa, de la Hunedoara mergem la Piatra Neamț și îl salutăm pe Gabriel Câmpescu, un, cum să zic eu, iubitor al boxului nemțean, antrenor la Fundația Boxului Nemțean și organizator zonal de competiții. Salut, Gabi! Bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație! Să sperăm că va fi o emisiune pe placul tuturor invitaților, doamnelor și domnilor, dar și pe placul dumneavoastră, estimați internauți. Nu uitați să share-uiți această emisiune și să o distribuiți cât mai mult posibil, ca din ce în ce mai mulți iubitori ai boxului să poată accesa această emisiune. O emisiune care pe viitor se va anunța cu surprize. Așa cum spuneam, ne pregătim intens pentru o emisiune cu domnul Rudel Obreja, pentru că din câte am văzut eu din emisiunile lui pe la diferite posturi de televiziune sau ziare, este un om incisiv, așa cum îl știe toată lumea, și nu trebuie să rămânem nici noi mai prejos cu emisiunea și să facem față unui tir de întrebări și de lucruri spuse de dumnealui. De asemenea, îi așteptăm și din nou pe boxerii profesioniști pe care Iulian botez iar în vizor pentru producătorul emisiunii, pentru a-i aduce alături de noi. Acesta fiind începutul, domnilor, domnilor, să purcedem la drum și să începem cu domnul vicepreședinte al Federației Române de Box și să-l întreb scurt, așa cum îl întreb pe toți cei care sunt în forul de conducere. Dar așteptăm mai întâi să fixeze telefonul. Gata, domnul Mureșan. Regulă. Sunteți pregătit? Da, vă ascult. Din luna februarie faceți parte din forul de conducere al Federației Române de Box. Sunteți vicepreședinte. Care sunt proiectele dumneavoastră, domnule Mureșan, din această poziție? Fac parte din forul de conducere, nu din luna ianuarie, fac parte de mulți ani de zile. Am făcut parte din biroul federal de... Sunteți reales, mai mult de 10 ani. Sunt reales în funcția de vicepreședinte și sigur că voi avea mai multe propuneri pentru a îmbunătăți activitatea federației. Haideți să ne spuneți și nouă vreo
3-4, nu vă cerem mai mult. Cu siguranță când ați participat la alegeri ați avut o platformă, program, un proiect cu care ați participat din poziția de vicepreședinte. Da, bineînțeles. Având în vedere că am o experiență vastă în sport, în management în sport, sunt director al Clubului Sportiv Municipal de 16-17 ani, am mai multe ramuri de sport în cadrul clubului, lucrez cu mai multe federații, am experiență și cu celelalte federații, având în vedere sistemul competițional. Am făcut multe propuneri în trecut la acest sistem pentru îmbunătățire și sigur că mi-aș dori ca pe viitor să putem îmbunătăți în primul rând sistemul competițional și sistemul de susținere a sportivilor și a antrenorilor. Deci să înțeleg că vă focusați pe sistemul competițional. Așa cum spunea și domnul președinte, în legătură cu regionalizarea, nu? Să înțeleg că are legătură cu regionalizarea, ce spuneți acum? Da, poate avea legătură și cu regionalizarea. Aici avem mult de discutat. Mă bucur că avem alături de noi și pe maestru Captari. Am demarat cu el și am avut discuții în urmă cu 4, 5, 6 ani de zile tot pe același sistem de regionalizare și plus asta, am vrut să dezvoltăm un sistem de participare la competițiile internaționale, respectiv la School Boys, în colaborare cu Ministerul Educației. A fost chiar niște discuții avansate și nu s-au materializat până la urmă pentru că este greu de lucrat cu Ministerul Educației. Dar sper ca pe viitor nu, să se poată... Nu vă ajută legislația sau de ce? Sau sunt oameni care nu iubesc sportul acolo în Ministerul Educației? Nu, sunt. Au un departament de sport, au niște oameni care chiar își doresc să facă, dar trebuie să găsim, mai ales acum că avem alături de noi și niște oameni care sunt implicați politic, trebuie să avem niște inițiative parlamentare și legislative ca să putem face o colaborare și un protocol care să funcționeze între cele două ministere și între instituțiile subordonate. De-a lungul timpului știți foarte bine că, să zic așa, am avut plăcerea să lucrăm împreună la diferite competiții internaționale, competiții care, din punctul meu de vedere, a cam pus așa umărul încet la redresarea boxului românesc. Cum vedeți dumneavoastră în continuare acestor competiții o redresare și o aducere a României în prim planul boxului mondial? Dacă nu organizezi competiții, nu există. Deci dacă organizezi frecvent competiții, sigur că este un plus pe toate planurile. Și la arbitraj, și la pregătirea sportivilor, și la modul de pregătire a antrenorilor, adică a schimba mentalități, a vedea cu ce lucrează și cum lucrează ceilalți, pentru că dacă în urmă cu câțiva ani de zile boxul românesc era în prim plan și aveam performanțe extraordinare, toată lumea când auzea că România e prezentă la o competiție avea vorba aia o teamă, o frică, aveam oameni care ajungeau în finale la marele competiții, acum s-au cam rărit. Păi și acum ce s-a întâmplat? De unde a început decăderea? Și unde va, din punctul dumneavoastră de vedere, care va fi punctul din orizont? A început decăderea nu doar a boxului, a început decăderea sportului românesc. Pentru puteți că... să vorbiți despre asta pentru că sunteți la CSM, conducătorul CSM-ului din Zalău, așa că puteți să dezvoltați această problemă a sportului românesc și implicit a boxului. Da. Da, o să discutăm și o să atingem anumite aspecte ale sportului românesc. Sigur, toată lumea spune de finanțare și de subfinanțare. Cred că nu asta e marea problemă, mai ales în ultimul timp, când legislativ s-au deschis niște porți, niște portițe. Mă refer aici la contractele sportive, casurile, atât a sportivilor cât și a antrenorilor, la posibilitatea de a-i remunera lunar cu o sumă, deci să avea un câștig sigur în fiecare lună, pentru că asta nu aveau până acum. Deci aveam posibilitatea să dăm alimentații de efort, aveam posibilitatea să dăm niște indemnizații care erau net inferioare la ceea ce se poate aloca. Deci din punct de vedere legislativ s-a schimbat totul. Și aici poate schimba fața întregului sport și a boxului, bineînțeles. Pentru că
trebuie să ne întoarcem acolo, la a face contracte cu sportivii, da? Și la a face ce este, din punctul meu de vedere, foarte important, la a realiza contracte cu antrenorii. Cel puțin pe un ciclu olimpic. Cu etape, cu etapizare. Contracte însemnând sume destul de frumușele care să le permită, să zic așa, o liniște și să facă performanță. Bănuiesc, nu? Bineînțeles. Bineînțeles. Cam care, asta ar fi suma, cam care ar fi suma, domnule președinte, care o vizați a se trece în aceste cazuri? Pentru antrenori, de exemplu. Pentru că știm că un antrenor de club are undeva la cât? 1.900, 2.000 de lei, spuneau câțiva maestri în emisiunile anterioare. Nici vorbă. De sumele pot fi de 10.000. Trebuie să ai de unde să le dai. Și asta în funcție de obiectivele care și le asumă. Și de etapele competiționale. Dar după fiecare etapă se întocmește un raport. În funcție de acel raport, dacă ți-ai îndeplinit obiectivul, sigur, se poate mări, se poate scădea. Deci aici este foarte maleabil. Poți să lucrezi foarte bine cu ei. Este foarte important ca acel om care își asumă un obiectiv să aibă liniștea lui, să știe, am 4 ani de zile bugetul ca să-mi pot atinge obiectivul. Da? Pentru că aici Federația Română de Box a avut un minus foarte mare. Deci, după cum bine știți și cred că și în emisiunea dumneavoastră trecută s-a discutat foarte mult, Federația Română de Box a intrat pe buget de 1 an și 8 luni, nici măcar de 2 ani de zile. Celebru 1.000.000 de euro, care zice toată lumea, nu? Da, nu e vorba de asta. Este vorba de finanțarea care vine de la Ministerul Tineretului și Sportului. Deci s-a funcționat ani de zile fără finanțare și aici a fost declinul mare al boxului. Deci de aici a început declinul, din punctul dumneavoastră de vedere. Da. De la lipsa. Și pentru ca orizont. Cluburile naționale n-au mai avut acel parcurs, acea pregătire liniară care să îi ducă spre marile competiții foarte bine pregătiți. Și atunci antrenorii s-au plafonat. Și cel mai rău, și cu asta se confruntă toate ramurile de sport, ajungem să nu mai avem antrenori. Vin foarte, foarte puțini antrenori tineri din urmă, pentru că remunerația lor este foarte mică. Păi deci cum are de gând să-i atragă Federația Română de Box înapoi? Pe cei care părăsesc boxul? Sau pe cei care vor să se formeze? Prin acele contracte. Obiective. Deci vor fi sume consistente până la urmă. Bineînțeles. Bineînțeles, dar doar pe obiective. Eu am susținut întotdeauna aici. Adică orice buget și orice contract să plece practic de la obiectiv. Am obiectiv. Obiectivul major pe, zic, 4 ani, pe un ciclu olimpic, pentru că așa ar fi normal. Da? Dar cu obiective intermediare și cu evaluare la fiecare obiectiv. Dacă ți-ai atins obiectivul, sigur mergi înainte. Dacă nu ți-ai atins obiectivul, vei avea de suferit. Dar trebuie să ai la dispoziție. Silvele, aici contractul ăsta pe 4 ani vine la lotul de senior, nu? Nu, se poate încheia contract și la alte loturi. Cine spune că la lotul de senior? Păi bun, la deci obiectiv olimpiada. Da, e ciclu olimpic, 4 ani. La asta mă gândeam și eu, la seniori. Nu. Păi, da. Nu, se ia ciclu olimpic perioadă de 4 ani ca un antrenor exact. să poată să facă acea performanță și să ducă sportivii către următoarele loturi sau către olimpiadă, bănuiesc, nu, domnule Silviu? Deci în acest ciclu olimpic nu există doar jocuri olimpice. Există campionate europene, campionate mondiale, intercontinentale, toate campionatele, toate întâlnirile internaționale, toate turneele internaționale. Pentru toate loturile, nu? Pentru toate loturile, Pentru toate loturile, bineînțeles. Adică nu putem să avem doar la seniori și ceilalți să fie neglijați. Pe ce o să avem în viitor atunci? Am înțeles. Bun, atunci facem altfel. Deci cei de la seniori merg pe ciclu olimpic de 4 ani, ceilalți care sunt la juniori, deci merg pe ciclu olimpic de 8 ani, deci pentru următoarea olimpiadă. Aici intervine strategia federației. Deci strategia federației e pe loturi.
Pentru că până la urmă trebuie să o defalcăm pe loturi. Nu avem ce să căutăm cu toate loturile la grămadă, la oală, să facem acea strategie, pentru că sunt grupe de vârstă diferite, sunt pregătiri diferite, sunt strategii diferite. După cum am discutat cu mulți antrenori, chiar și cu dumneavoastră în trecut, vin copii la campionatul național fără să știa, să știe tehnica de bază. Nu vorbim de tactică, nu vorbim de o strategie de a aborda meciul, nu vorbim de niște indicații din colț care să-i dea putere să câștige meciul după prima repriză, să vezi că se schimbă ceva în funcție de cum e adversarul. Deci vorbim de hai, ia la bătaie, hai, ia la bătaie. Aici ne rezumăm pentru că toți își doresc acea victorie. De aici sunt și problemele, o să ajungem și la arbitraj, problemele din arbitraj, unde o să le discutăm și sper să ajungem la un numitor comun. Ok. Maestre Captare, cum comentați cele spuse de domnul vicepreședinte până în acest moment? A, ideea e bună. Dar trebuie pusă în practică. Stă mai rău cu pusă în practică. Stă mai rău cu pusă în practică. Deci, într-adevăr, a fost perioada aia din 2015 până anul ălălalt, deci când n-am avut finanțare. Deci au fost 3 ani, fost 3 ani fără finanțare, e adevărat. Dar nu, să vedem o strategie, deci concret, ce o să întâmple, cum o să întâmple, ce vrem să întâmple, că deocamdată nu avem nimic clar. Tot la întâmplare, deci mergem. Nu e bine așa. Deci ar trebui totuși să ne formăm o strategie, bă, pe 8 ani, pe 10 ani, pe 12 ani, pe câți ani, dar când cu obiectiv, jocurile olimpice, cu obiectiv, titlul olimpic. Ăsta să fie obiectiv, nu cele intermediare. Intermediarele europene, mondiale, alea să fie etape de verificare. Bine, da. Obiectivul măreț să fie Olimpiada, dar și astea și-au importanța lor, maestre. Au importanța, dar nu e... Și nu dumneavoastră, deci nu dumneavoastră, cred, se axezi. Dumneavoastră cred că o știți cel mai bine. Ați fost un campion mondial de juniori. E adevărat, dar aia a fost intermediar, deci mai e până, el trebuie să ajungă campion olimpic, acolo și-a îndeplinit obiectivul. Așa este, maestre, vă dau dreptate, într-adevăr, punctul final în viața unui sportiv să fie medalia olimpică. Așa este, însă trebuie să avem grijă de bază, nu? Păi, bănuiesc că asta vreau să spună domnul președinte, baza. Uite, nu știu dacă o fi Vasile pe fir, dar în 2013, când am fost cu Silviu la Dublin, am vorbit cu el, deci atunci am fost la campionatele europene școlare, în 2013, cu generația actuală, cu Grâleanu, cu Filip, cu cei care au fost de vârsta lor. Și atunci am vorbit tot așa prin Ministerul Educației și să încercăm să merg eu cu generația asta până la Olimpiadă. Deci de aia în 2013 până în 2020. Deci aia a fost vorba să începem de atunci. Da, nu, între timp... Și este asta o idee viabilă? Eu, deci după mine, așa o văd. Deci e o generație de 2 ani de juniori, de cadeți, și te duci cu ei până la seniori. Vine alt grup de antrenori, e altă generație. Se duce iară. Deci că și se poate crea, o concurență în acest moment? Da, la un moment dat, la seniori? Sigur că se poate crea îți dai seama, deci că concurența o să fie mult mai acerbă. Domnule Mureșan, ce părere aveți? De aici este mult de discutat. Deci am discutat chiar și cu președintele Federației, cu domnul Vasile Câtea, despre stadiul antrenorilor care le avem la ora actuală. Avem o problemă mare, cum am spus mai înainte. Deci dacă vorbim la ora actuală de antrenori, nu cred că putem numi antrenori la toate loturile ca să fie echipe întregi care să muncească, să fie zi și noapte lângă loturi așa cum erau înainte, când era alt sistem și când oamenii aveau doar interesul marii performanțe. Da, dar atunci aveai și de unde să selectezi, aveai, deci era... Avem și acum. Da, dar mai puțin.
Avem și acum. Sigur că nu avem un număr extraordinar de mare de participanți la campionatele naționale, dar cu grijă putem selecta de aici loturi la fiecare categorie de vârstă cu care să mergem înainte. Dar de copiii aia să avem grijă. Începând de la cadete, la primul campionat, trebuie avut grijă de ei, trebuie urmăriți pe parcurs. Noi putem lăsa la voia întâmplării, a trecut campionatul, las că mai vedem noi la anul ce o să fie. Asta facem la ora asta. Deci facem totul pompieristic. Vine campionatul european, repede să înșghebăm, să vedem cum găsim bani, cum facem ca să ajungem la campionatul european. Nu ne gândim că ajungem acolo cu oameni chiar nepregătiți. Au fost ani de zile când ne-am dus cu oameni nepregătiți acolo sau pregătiți în 2-3 săptămâni. Și cred că știți foarte bine, pentru că ați fost în cauză, am fost împreună la acel campionat european School Boys în, la Dublin, în Irlanda, în 2013, când Găleanu a luat medalie la europene. Când această grupă care acum ajunge la senior și chiar începe să confirme, a confirmat de acolo. Ce însemna dacă cu această grupă se mergea și să avea grijă de ei până la ora asta, 2013-2020? Îți dai seama, deci aveam... Ne puteam bate la calificări la Jocurile Olimpice cu șanse egale cu oricine din lume. Sigur că ne puteam, dar asta înseamnă să investim în copiii ăștia. Asta înseamnă să le acordăm și lor atenție, să-i băgăm și pe ei în seamă. Haideți să vedem părerea unui antrenor tânăr. Gabi, cum vezi tu toate aceste aspecte discutate până aici? Da, băi, într-adevăr, dar ca să-l bagi în seamă pe acel copil, tu ca antrenor ești legat de mâini și de picioare dacă cei de la federație nu sunt la sentimentul tău. Are dreptate maestru Captari. Tu îi bagi, muncești cu ei. Pe de altă parte, ce să zic, ceea ce se întâmplă la naționale, începând de la cadet și până la seniori, da, se lucrează pompieristic. Foarte mulți încep pregătirea cu o lună de zile înainte. Și cred că o lună de zile e mult. S-au semnalat aceste probleme care le spuneți, acest stil pompieristic, s-au semnalat la conducerea federației? Dar nu cred că trebuie semnalat, se vede clar. Asta se vede clar din momentul în care a bătut gongul din prima repriză, îți dai seama că ăla i-a dus după un an de zile de nepregătire. De pe stradă. Nu știu dacă de pe sunt, da, sunt și aia bătău și mardeiași, le zic eu, mardeiași, da. Care iei de pe stradă și să mă scuze cei care au cluburi departamentale, majoritatea urmăresc un rezultat, pentru că sunt remunerați. Mă, nu-i cazul meu, eu singur mă remunerez. Adică eu am o sumă de la... Da, asta e. De multe ori duc de acasă fără să știe soția. E, acum a aflat. Zi în continuare. Da. Da, e la mine așa, eu dragoste din copilărie. Adică eu de la vârsta de 2-3 ani sunt acolo, lângă ringul de box. Chiar am da, poze. Tu ai tradiție, tatăl tău am, a fost da, antrenor. Efectiv, am crescut în sala de box, am mâncat același colț de pâine. Și, cum să zic, încerc aici, în zona asta, să duc mai departe tradiția boxului. Mulțumesc Domnului Dumnezeu că îl ține pe taică-meu încă în forță și eu calc pe urmele lui. Am avut doi buni colegi la Piatra Neamț, Ghindeoanu și Dumnezeu să le ierte, Ciobanu. Ciobanu, doi colegi. Da. Care au fost antrenori foarte buni. Uite, sistemul i-a dat deoparte. Cum? Care sistem, Gabi? Care sistem? Cel de dinainte sau cel de acum? Hai să lămurim și aspectul ăsta. Eu am o problemă după 89, mă rog. Sistemul exista și înainte. Deci eu era să fac batalion disciplinat din cauza sistemului. M-au prins cu 10 zile înainte de a mă libera în armată, m-au prins cu jurnal. Și în sistem, așa era atunci, nu aveai voie să ai jurnal, mai ales că eu scriam vrute și nevrute acolo. Și cu chiu cu vai m-au scos. Ca să uite, nu... ce spune, uite ce spune Neamțu Doru. Doru Neamțu, cred că e prietenul nostru de la Târgu Jiu. Nu? Cred, da, să-mi confirme. Toți antrenorii duc de acasă, chiar dacă sunt la cluburile departamentale. Ministerul nu sprijină sportul cum trebuie.
Ce facem, domnule Mureșan? Nu știu. Te duc de bani de acasă. Da, nu-i nimic nou, dar pe altul... clubul. Nu putem generaliza. Exact, da, e adevărat. Eu știu cluburi care sunt mulțumite, nu 100%, că nimeni nu e mulțumit 100%, dar sunt cluburi care sunt mulțumite. Știu eu. Uite, Gabi, nu mi-ai spus care sistem te-am înfrânt la un moment dat. Haide, să spunem. Care? Sistemul de după 89. Deci Gabi, poate nu ești informat, Gabi, dar poate nu ești informat, dar în această emisiune poți vorbi deschis absolut ce gândești. Să știi. Da, ok. Nu există cenzură în această emisiune. Te rog, continuă-ți ideea. Nu știu, ceva nu funcționează. Deci ce a fost bun înainte, clar sunt oameni care vor să meargă pe acel sistem, poftim, de pregătire. Bun, dar ce a fost bun înainte? Care a fost bun și a dat roade. Asta nu înseamnă că trebuie să-i dăm la o parte pe acei oameni care au adus rezultate foarte bune în boxul românesc. Da? Dar cred că ceva e trebuie depășit. Să se schimbe garda. Trebuie să se schimbe garda la palat, Gabi? Nu neapărat. Nu neapărat. Dar antrenorii care se apropie de pensie sau antrenorii... Nu. Întotdeauna... Ar trebui să rămână lângă loturi. Întotdeauna sfatul celor bătrâni este binevenit. Uitați-vă la triburile care supraviețuiesc în lumea asta hăituită. Da? Dacă deci, n-ai un bătrân să-ți scumpe. Sigur că da. Da, așa este. Deci nu. Cei tineri trebuie să colaboreze cu cei bătrâni. Cei bătrâni să-i primească la masă pe cei tineri. Păi uite că nu prea se mai întâmplă în ultimul timp. Da, cum plătez aici pe Gabi? Te rog, domnule președinte. Garda se schimbă sau vrem sau nu vrem. Dar în grupele astea de antrenori, cred că ar trebui să facă de la mic la mare. Cei care au experiență și își facă grupe de antrenori care să le calce pe urmă. Da. Pentru că în ultimul timp îi vedem cam pe aceiași oameni care nu acceptă lângă ei oameni tineri. Haideți să facem echipă împreună, haideți să lăsăm orgoliile, pentru că în box sunt foarte multe și foarte mari. Aha, sunt orgoliile alea pe care toți vă spun de vreo 16 emisiuni. Foarte mari, foarte mari. Așa este. Haideți să respectăm regulamentele. Dacă vorbim de regulamente, toată lumea spune, m-a furat. Domnilor, de 4 ani de zile am solicitat, haideți să facem ședințe comune, arbitrii, antrenori. Haideți să discutăm pe marginea regulamentelor internaționale care s-au schimbat de cel puțin 10 ori în ultimii 4 ani de zile, care le-am discutat cu arbitrii la fiecare competiție și în fiecare zi. Le-am explicat, le-am exemplificat. În ziua următoare, din nou am reluat problemele care s-au întâmplat. Le-am discutat iar. Dar n-am avut posibilitatea să le discutăm și cu antrenorii. Să vadă care este sistemul de punctaj. Să vadă ce se întâmplă totuși în mintea unui arbitru care stă la masă și judecă ce fac cei doi combatanți în ring. Cum alege el loviturile? Pentru că se dau o grasă de lovituri. Foarte multe incorrecte. O să se supere mulți antrenori. Îți spun, toți antrenorii duc de acasă. Dar de unde păi, duc toți antrenorii ăștia? Păi tocmai de asta, domnule Mureșan, ne-am invitat doi antrenori din generații diferite ca să puteți să spuneți aceste idei pe care, siguranță, le-au enunțat și alții înaintea dumneavoastră, inclusiv domnul președinte. Vin sportivi total nepregătiți și se dă vina pe arbitri. Sunt și arbitri care greșesc. Este goana după medalii, goana după acel rezultat. Exact, pentru că la după rezultat. Li se cer rezultate. Da, și atunci, haide să facem rezultat. Dumneavoastră, domnule Silviu, în calitate de președinte la CSM, cereți antrenorului rezultate? Bineînțeles, are fixate niște obiective la fiecare început de an. Păi și antrenorul ăla când vine la colț, nu începe să facă urât? Și antrenorul ăla care vine la colț, nu începe să facă urât dacă, să zicem așa, este ciupit? Nu, n-am acceptat niciodată lucrul ăsta, pentru că de cele mai multe ori și aici... Aș vrea să fac referire la un fost invitat de dumneavoastră, la Dorel Simion.
A, deci ați urmărit emisiunea noastră. Bun, haideți, spuneți. Da, sigur că am câteva dintre ele, se recunosc, nu le-am urmărit pe toate, dar când am timp, întotdeauna urmăresc emisiunea noastră și sunt de un real folos. Sper ca cineva să-și noteze totuși din ce se discută aici, să-și facă totuși niște notițe pe care mâine să le pună în practică, cei care au frâiele. Păi, din câte spunea așa domnul secretar al Federației, domnul Daniel Ion, Jox, cunoscut în lumea boxului drept Jox, spunea că și-a făcut notițe. Începe să-și facă notițe după ideile enunțate în această emisiune. Este foarte bine că își face notițe. Problema, avem o problemă la Federație. Avem foarte puțini angajați, un volum foarte mare de muncă, ne batem de aceste probleme tot timpul. Și la nivel de arbitri, și la nivel de antrenori, și la toate nivelurile. Încă o întrebare, domnule Mureșan, după care merg la maestru Captare să continui discuția cu el. Dacă tot spuneți că avem prea puțini oameni în federație, cum aducem, domnule vicepreședinte, știți foarte bine că este așa o nebuloasă organizarea unei competiții. Hai să zicem, de ce nu aducem un organizator specializat de competiții și să dăm așa o față comercială galelor de box? Asta trebuie să fie un punct important în strategia viitoare. Pentru că știți, am lucrat împreună la niște gale de box, la niște campionate și cam așa ar trebui să arate și campionatele naționale, domnule vicepreședinte. Avem nevoie, în primul rând, de organizarea campionatelor naționale și de cupele României, de competițiile organizate la nivel de federație, care ar trebui să fie obligatoriu să păstreze un standard. Da? Ați fost și am fost împreună la cele campionate europene când ne miram de câte ne cer cei de la internațional. Sigur, au un standard și nu pot să-l încalce. De ce noi îl încălcăm? De ce facem competiții în săli de sport, a școlii, în culise, în case de cultură, cum se făceau? Anul trecut nu s-a făcut, dar înainte s-a făcut destule. Da? Și atunci ce facem? Nu ne batem noi joc de ramura de sport. Haideți să păstrăm standardul la campionatele naționale și după aceea să mai venim încă cu ceva. Da? Să venim în plus cu meciuri organizate de către sportivii noștri de elită. Da? Cei care participă acum la calificările pentru Jocurile Olimpice. Da? Deci dumneavoastră haideți să facem maxim 6, maxim 8 meciuri pe o gală. Da? Un turneu în regiuni. Stați să vă întreb, că este foarte important cineva enunța o idee. Dumneavoastră vă referiți la aceasta ca fiind gale independente de promovare a boxului? Aceste gale de 6-8 meciuri? Da. Okay, organizate de federație în regiunile țării, da? Acolo unde ar fi adepți, unde ar fi nu doar de federație. Ștefan Dodu a enunțat această chestie. De ce nu organizați gale independente? Asta ne trebuie. Asta poate fi un mod de a promova ramura de sport. Ia uziți ce spune Gabi, că se organizează gale. Da, bun, eu organizez cupa. Păi e gale independentă, nu e cu bani de la mine. E cupa Ceahlău, cupa 1 Mai, unde îmi cheamă cel puțin. La mine întotdeauna au venit 6-7 cluburi. E adevărat, din cel mai departe a fost... La ce nivel, la ce categorie de vârstă, Gabi? Fără seniori. Cum deci, vi se pare această idee, domnule Captare? Fără seniori. Seniorii care au nevoie, care se duc la olimpiadă. Ziceai de comercial. Păi hai să dăm competițiile astea la la o firmă care se pricepe să organizeze lucrul ăsta, să facem un contract cu ei, ei să vină cu niște bani. Deci federația să și câștige din chestia asta cu organizarea, deci cei care organizează competiția să duc la consiliile locale, să duc la consiliile județene, fac contracte cu ei, iau bani din sponsorizări, din ce iau și își câștigă și ei o pâine. Scuză-mă, maestre, doar punctez, apropo de comercial. Gabi, este un talk show, trebuie să discutăm și trebuie. Ok. Deci eu întotdeauna m-am descurcat pe propriile puteri, da? Cu Consiliul Județean, atâta vreau să spun. Ultima dată, la Campionatul Național de Junior, Televiziunea Națională mi-a cerut 10.000 de euro. Ce-o ceruție. Domnule, da. Mureșan,
Da, referitor la ce nu, spune... mi-au cerut ca să vină să transmită în direct. Am nu, înțeles, și nu tot. Am înțeles. Okay. Asta pentru că dacă aveam noi sportivi de valoare, deci pe care să, lumea din țară să fie interesată, să, să dorească să, să-i vadă, atunci veneau ei cu bani. Ei veneau și ofereau banii aia. Exact, exact asta este problema. Deci când facem cupele noastre de culise la nivel de copii, de juniori, sigur că nu o să vină televiziunea să fie interesată să transmită. Dar dacă vom face 6-8 meciuri între sportivii, cum am zis, între cei care participă acum la jocul, la calificări pentru Jocurile Olimpice, între cei care au obținut performanțe, între cei care bat la ușa performanței, dar atât, 6-8 meciuri, pentru că lumea se plictisește de mai mult. Îi ținem prea mult în sală. 6-8 meciuri cu televiziunea alături, nu cred că o să ne ceară televiziunea bani. O să ne dea bani să aibă acces să televizeze așa ceva. Dar să venim cu sportivi și să dovedim că ceea ce facem acolo, facem de, de un alt nivel. Meciurile astea le putem organiza și internațional, bilaterale. Gabi, hai să lămurim un aspect la ceea ce spuneai tu că ți-a cerut televiziunea. Televiziunile să știi că vin. Uite, eu am organizat alături, l-am ajutat pe Iulian la organizarea galei profesioniste de la Iași. Și eu l-am întrebat, Iulian, cu ce trebuie făcut și cum facem să aducem o televiziune mare? Iulian a spus așa, da, televiziunea îți vine, însă producția acestei competiții la televiziune costă foarte mult. Să știi că nu televiziunea te-a costat pe tine, ci producția acelei televiziuni. Înțelegi ce vreau să zic, Gabi? Da. Deci televiziunile vin. Și acum vin să-l întreb pe domnul Mureșan. Profit până la urmă de această ocazie că emisiunea trebuie să aducă ceva și un plus valoare, să zic așa, în ideea boxului românesc. Considerați că ar trebui să existe, domnule Mureșan, un canal de box, chiar și pe internet, că acum este la îndemâna tuturor, un canal exclusiv de box românesc care să transmită în direct aceste competiții? Ar fi foarte bine venit. Da, dar pentru... să fie contra cost. Păi nu, să fie sprijinit, bineînțeles. Da, deci să ai, mai ales când ai campionate naționale, ai meciuri foarte importante de, de transmis, atunci să fie contracost, deci să plătești pentru ca să poți să intri să le vezi. Păi e puțin mai greu la pay-per-view în momentul în care la un campionat național de seniori îți vin 30 și ceva de sportivi. Am dreptate, domnul Silviu? Nu, nu aveți dreptate. La campionatul național de seniori, sigur că am avut, la Cupa României am avut 30 ceva de sportivi. Așa e. A fost, nu, a fost o perioadă foarte, n-a fost propice pentru organizare. Deci am organizat-o doar ca să nu îl pierdem din, din calendar. Am zis, hai să organizăm pentru că este o competiție tradițională și trebuie organizată. Bine, atunci vă lasez. Dacă le programăm bine, nu vom avea atâția. Dacă avem susținere, așa cum a fost anii trecuți din partea federației, cu privire la organizare, și dacă selecția celui care face, care solicită organizarea unei competiții pe plan național, se face corect, a merge cineva acolo să vadă ce condiții are omul ăla să organizeze, să aibă o sală de sport adecvată, cu vestiare, cu dușuri, cu așa mai departe, cu ring, cu ambulanță, cu toate cerințele, cred că vom ridica și standardul și asta se va vedea și în promovarea boxului și vor veni oamenii lângă noi. Au fugit oameni de noi până acum și oameni cu bani pentru că la noi a fost foarte mult timp scandal. Pentru că acea perioadă când n-a fost buget a generat o groază de, de, de discuții care i-a îndepărtat pe oamenii să vină lângă noi. Cu siguranță. Deci dumneavoastră promovați ideea de gale așa cum s-a întâmplat la Tomești, așa cum s-a întâmplat cu campionatul național de seniori la Circul de Stat. Da, gale care se scoată în evidență. Au fost două competiții despre care ți-am amintit dumneavoastră acum, extraordinare. Extraordinare din punct de vedere organizatoric. Bun, eu am păstrat acel standard. În urma acestor idei pe care s-au enunțat și de către Gabi cu televiziunea și de către maestru captare cu pay-per-view și dumneavoastră, eu am să-i lansez o, cum să zic așa, o provocare producătorului emisiunii și să fac o televiziune de box a boxului românesc. Cine o sprijină, domnule Mureșan? Că sponsor momentan nu avem. Păi tocmai asta e. Deci trebuie să încercăm să vindem produsul pe care îl avem. Încă o dată vă întreb, maestre captare, pe cine vindem? Doar pe Jitaru, pe Arădoaie și pe
pe băiatul dumneavoastră? Păi, mai sunt 3, 4, 5 copii buni, deci pentru care putem să aducem de afară niște oameni la fel de buni cu care să facă numai niște meciuri. Eu mă refeream doar să transmitem campionatele și cupele. Păi bun, dar de ce să nu facem niște bilaterale interesante? Și bilaterale, bineînțeles. Niște bilaterale interesante, eu zic, care aduce mult mai mulți bani în buzunarul Federației decât în campionat național și cupă. Eu cred că banii ar fi foarte bine venit să aibă sportivii ăștia prime. Să aibă, dacă am avea 8 oameni care ar boxa cu cineva din afară, eu cred că putem miza și pe niște prime care să le dăm din încasările care le avem la aceste gale. Dar sigur o să avem încasări la... Este să ajungem pe sticuri, dar să galele promovăm, sunt să vină televiziunea bani lângă noi. Domnule Mureșan, dar galele sunt fără bani peste tot în țară. Da, dar de când n-am mai încercat noi să organizăm o gală bilaterală cu cineva, cu o echipă, a Rusiei, a Germaniei, a Franței, a nu știu cui, deci hai să facem o gală aici în România și să vedem. Deci o să avem oameni care vor să vină să-i vadă. O să avem plătitori, domnule Mureșan. Cum? O să avem plătitori la această gală? A spus că din banii care se strâng. Eu zic plătitori vor fi în moment... Scuze, plătitori vor fi în momentul în care boxul va fi din nou spectacol pentru români. Deci românul vrea spectacol, din păcate. Și boxul în România a pierdut în detrimentul altor sporturi de contact. Deci trebuie să facem spectacol și bineînțeles spectacolul îl facem cu boxeri de valoare. Bun, okay. Nu e vorba de spectacol în sine. Noi tot asta o să facem. Numai să aducem contracandidați care aduc lumea la sală să-i vadă. Păi, exact, cu așa ceva. Păi cu asta faci. Deci bun. Oamenii vin să vadă un spectacol frumos, nu? Haideți să vă întreb atunci. Ce părere aveți de ideea lui Iulian de a organiza un WBC amator, campionat național? Credeți că ar fi peste media campionatului național organizat de amatori, de federație? Domnule Mureșan, la început, în ce condiții? Care ar fi regulamentul? La început nu. O să fie foarte greu să demare, dar eu zic că poate fi pentru viitor, poate fi un proiect pe termen lung. Și premiile să fie în bani. Bun, dar ăsta, WBC-ul ăsta, deci în ce condiții? Cum? WBC amator, domnule captare. Bun. Păi asta o să vină Iulian într-o emisiune viitoare și o să vorbească despre asta. Eu doar am spus cam care este ideea, cu voia lui. Mm-hmm. Credeți că ar aduce un plus valoare la tot ce înseamnă număr de meciuri, domnule Mureșan? Sunt convins că da. În condițiile în care se poate organiza, sigur, cu acceptul federației, un campionat de genul ăsta... Da, dar este sub egida WBC. Poftim? Este sub egida WBC, deci ar trebui în colaborare cu federația. Deci aia nicio competiție de box nu se poate organiza pe plan național fără colaborare cu Federația Română de Box. Da, bineînțeles, nu? Au fost în trecut, chiar și anul trecut, oameni care au organizat diverse gale, care au accesat bani la autoritățile locale, care au făcut încasări, fără să plătească nimic la federație, fără să dea un raport asupra ce sau să ceară un accept. Dar ăsta trebuie să termine și trebuie să respectăm legea. Legea spune altceva. La acele competiții n-au fost delegați tehnici, oameni din federație sau oameni arbitrii? Cine au fost delegați la acele competiții care n-au plătit cotizația, să zic așa, domnule? Acei arbitrii care au făcut opoziție ani de zile la ceea ce se întâmplă și la respectarea regulamentului. Au fost acolo delegați. I-ați dat două nume, domnul Mureșan, că și la dumneavoastră au dat câteva nume. Poftim? Dați câteva nume, că și dumneavoastră ați fost numit în multe emisiuni. Chiar nu o să dau nume, ei se știu. Ei se știu, sunt aceiași de ani de zile care organizează gale ilegale, care arbitrează pe gale ilegale. Hai să ne mai scoatem ochii cei cu care cu astea. Hai să vedem ce amator, e de făcut. Atunci când a fost greu și când n-au fost bani, atunci au plecat de lângă noi și au făcut acea opoziție. Acum toți revin pe poziții. Da? De ce? Pentru că se plătesc acele indemnizații de arbitraj. Au revenit banii la box, revin și oamenii înapoi.
Asta e marea problemă a boxului și a arbitrajului, să știți. Gabi, ce probleme ai întâmpinat în organizarea galelor? Gabi, mă auzi? Da, nu, încerc să... Nu, da. O, m-am zbătut până când am reușit să obțin finanțarea necesară și atât. În rest, dacă... Na, luând bani de la Consiliul Județean sau Consiliul Local, trebuie să fii foarte atent la fiecare leuț pe care îl cheltui, să te duci la urmă cu deconturile. Păi e normal, e banul statului, deci trebuie sigur că dai banul statului, da, sigur. Ia uitați puțin, scuză-mă puțin, Gabi, că te întrerupt. Se spune așa, Centura de Aur va trebui să aducă spectatorii din nou plătitori la o competiție. Cu siguranță asta a fost ideea. După care, domnul Remus Arădoaie, tatăl fraților Arădoaie, prietenul emisiunii, aduce Cuba, Rusia, Anglia la Circul Globus, dar să vină cu prima echipă și cu siguranță vor fi încasări și va fi și spectacol. Da, prin rotație, câte una. Păi înainte, în anii 70, aveam bilaterale cu Statele Unite. Deci mergeam noi, făceam 3-4 meciuri în America, veneau americanii la noi, făceau 3-4 meciuri. Mai facem, avem de când să facem bilaterale, domnule Mureșan, anul viitor, că anul ăsta a fost cu compromis cu pandemia. Din păcate, această pandemie o să aibă repercusiuni ani de zile asupra sportului și asupra societății. Avem o mare problemă că reluarea activității sportive în cluburile sportive, în bazele sportive, cu asigurarea acelor măsuri de prevenție, este distanțare. O mare problemă și vom reintra în normalitate probabil peste un an sau un an și jumătate. Domnule Mureșan, Alexandrion, sunt câteva întrebări de la Stoica Octavian Jolgău. Alexandrion mai este sponsor la federație? Nu. Alexandrion a plecat deodată cu fostul nostru coleg din biroul federal, cu Leu, cu Victor. El a fost cel care a făcut lobby la cei de la Alexandrion, el i-a adus și odată cu plecarea lui au plecat și ei. Am înțeles. Exact asta trebuie la federație. Deci, printre membrii federației sau printre apropiații membrilor, nici nu știu cum să zic, să nu fiu interpretat greșit, oameni care sunt capabili să facă lobby pentru boxul românesc, oameni care sunt capabili să aducă lângă federație o firmă de whisky, o firmă de bere putene, știu și eu, o firmă de echipament sportiv care să financieze. Am înțeles, din câte știu există o firmă de echipament sportiv, nu-i așa, domnule Silviu, sau mă înșel? Ca oricare federație care se respectă, avem nevoie de un departament de marketing. Exact. Nu avem, n-o să avem nimica, pentru că federațiile care se respectă au asta. Au o strategie de marketing, au oameni care aduc lângă ei. Pas cu pas își urmăresc interesele. Noi o facem cu oameni puțini, vrem să facem totul. Vrem să facem așa pompieristic cum s-a mai vehiculat acest aspect. Bun, de ce nu mai angajăm toate peste noapte? Acum... Nu se poate. Nu ne pricepem cum era pe vremuri să ne pricepe un om să facă totul. Domnule Mureșan, ia spuneți ce spune maestru Captare. De ce nu mai angajați? Pentru oameni care să-și facă treaba acolo. Da. S-a încercat. Poate ați văzut. Și anul trecut am văzut. Lângă noi, nu s-au înhămat la muncă. După câteva luni au renunțat și au dat demisia. Deci cineva care să lucreze la imaginea boxului românesc, să reabiliteze imaginea boxului românesc. La nivelul de salarizare și la banii care are și care își permite să-i plătească. Am să-i reamintesc producătorului emisiunii că Alexandrion nu difuza reclame cu băuturi alcoolice în cadrul unei competiții de box. Nu erau reclame filmate, ci pur și simplu erau... Apărea numele. Da, bun. Pentru că am discutat până acum și dumneavoastră ați identificat o problemă.
și este problema arbitrajului românesc, domnule Mureșan. În emisiunile trecute s-a tot vorbit despre problema arbitrajului românesc, care a contribuit în mare măsură la decăderea boxului românesc. Este adevărat? Nu. Ok, aveți dreptul la replică, domnule Mureșan. Deci, cu nimic. Arbitrajul românesc n-a contribuit la decăderea boxului. Deci exact cum a decăzut boxul, a decăzut și arbitrajul. Tocmai pentru acel motiv care l-am enunțat mai devreme. Au fost ani de zile fără să se plătească un leu la arbitri. Au fost oameni care au venit, exact așa cum spun antrenorii, din dragoste și din pasiune, să umbli în toată țara, mai ales că la box există alt specific. Nu suntem ca și la alte raburi de sport, la care în două zile se termină competiția și vin acasă. Deci la sport se stă 4-5 zile la o competiție. Dacă te-ai dus la 4-5 competiții într-un an, s-a terminat concediul de odihnă. Fiecare arbitru este undeva angajat, are un loc de muncă. Avem o problemă cu asta. Și atunci așteptăm de la ei să facă ce? Când sunt delegați la 2, la 3 sau la 4 competiții, în funcție de programul și de cum se descurcă oamenii la servici, sunt delegați la competiții ca să mai scoatem o competiție, ca să vină fără bani dintr-un capăt a țării, din Zalău până în Brăila sau din Oradea, cum au fost colegii noștri din Oradea, dintr-un capăt al țării până în celălalt. Nu-i chiar simplu. N-a fost simplu deloc cei 5 ani de zile care au fost fără buget din partea ministerului. Domnule Mureșan, așa cum se știe, ați fost președintele Comisiei Centrale de Arbitrilor, da? Da. Și unele din acuze, să zic așa, la care vi s-au adus în emisiunile trecute, a fost că cam aceeași delegație era peste tot. Hai să vedem pe cine deleagă. Am un caiet cu procese verbale și cu oamenii care au fost delegați la competițiile naționale, la Cupa României și la campionatele naționale în ultimii 4 ani de zile. Da? Unde este specificat câți oameni am sunat, care au confirmat că pot veni, care au refuzat și pe care i-am sunat după aia rezerve. Da? Aș vrea să clarificăm un lucru. Vă rog. Niciodată n-a fost nicio brigadă care să nu fie aprobată de președintele Federației Vasile Câtea. Înainte de a da drumul la mail-ul către Federația Română de Box, domnul președinte dădea acceptul printr-un mesaj, îi trimitea un mesaj cu componența brigăzii, cu propuneri, așteptam propunerile sau modificările de la dânsul, după care era făcută lista finală care ajungea la federație. N-am încălcat niciodată un regulament al Federației Române de Box sau statutul Federației Române de Box. Cu toate că am fost acuzat 4 ani de zile și dacă ne urmărește domnul președinte, poate să intre să clarifice acest aspect. Niciodată n-am încălcat și întotdeauna i-am adus la cunoștință după fiecare gală, după fiecare campionat sau după fiecare zi a campionatului ce s-a întâmplat, regulamentar, neregulamentar. Am specificat și am menționat în procesul verbal toate neregularitățile care au fost, tot ce a fost bun, tot ce a fost rău, ca să fie clar, dacă cineva analizează și vrea să tragă o concluzie, se poate uita în acele rapoarte. Mai mult, dacă n-am avut buget, n-am avut nici comisie de disciplină. Oamenii s-au obișnuit să nu mai respecte nimic, să nu mai respecte absolut niciun regulament, nimic. Nu se lua nicio măsură, făceau orice, făceau scandal, făceau orice reclamații, nu se întâmpla nimic. Mergeam înainte, se la următoarea competiție se întâmpla la fel. Se vorbea între ei să dea un anumit câștigător? Poftim? Se vorbea între ei să dea un anumit câștigător? Niciodată n-am avut suspiciune asupra unui arbitru că a dat un câștigător la înțelegere cu un coleg sau cu altceva. Niciodată. Întotdeauna am emis pretenții și am discutat despre modalitatea de a evalua activitatea combatanților, despre, sigur, am zis întotdeauna că greșelile care se fac din cauza neatenției. Și să știți că mi s-a confirmat de multe ori. Urmăream arbitrii la masă, urmăream decizia, da?
Dacă nu ești atent, știi, 10 secunde îți ajunge. Da? Se schimbă câteva lovituri în 10 secunde care pot schimba soarta meciului per total. Haideți să mai comentăm puțin, că văd că un anume domn insistă cu acele decizii de 3-2 și 4-1 care sunt în regulament. Culmea este că acest domn la o competiție s-a încadrat în 4-1 de câteva ori. El era acel 1, să zic așa. Nimeni nu staie capul pentru o decizie de 4-1, dar când această decizie se repetă și când ești urmărit, ai dat o decizie de 4-1 pe repriză, ai dat o decizie de 4-1 pe total meci, ai o problemă, pentru că în evaluarea arbitrului există un sistem de evaluare al arbitrului la final de competiție și la fiecare meci, atât la masă cât și în ring. Da? Ți se scade un număr de puncte. Când ai ajuns și ajungi pe roșu, deja ai o problemă. Sunt decizii, sigur, de 4-1 care scad. Adică toate deciziile de 4-1 scad. La deciziile de 3-2. Aici trebuie să fie foarte atenți, foarte atenți antrenorii. Și n-aș vrea să se supere pe mine pentru că spun adevărul. Câteodată există decizii de 3-2 care poate fi foarte, foarte ușor dată și invers. Sau meciul e atât de strâns încât n-ar trebui niciunul dintre ei să supere orice decizie, orice decizie vine de la mă scuzați, iau o întrebare, v-am promis că iau întrebările care vin la timp și care sunt pertinente. Domnul Filip Marin îl întreabă pe domnul Mureșan: am făcut o contestație la meciul Costea Culătescu, la care încă nu am primit răspuns. De ce? Ar trebui să întrebe federația. Noi am dat un răspuns la federație după acel meci, bazându-ne pe ceea ce s-a întâmplat. Păi acum sunteți federația, domnul Mureșan, acum sunteți federația. Nu. Deci noi, eu eram delegat tehnic la acea competiție la Iași, am dat răspunsul federației în acele zile în care am scris domnului Filip Marin pe acea contestație. Deci în timpul regulamentar am dat răspunsul federației. Federația trebuie să transmită clubului care era afiliat. Am înțeles. Deci noi, domnule, suntem o comisie a federației, despre asta vorbim. Nu eu dau răspunsul la un club care face o contestație. Federația asta. Am înțeles. Revin la dumneavoastră. Îl ia pe Gabi. Gabi, cum vezi arbitrajul în ziua de astăzi și cum a fost înainte? Că te-ai lovit, te-am văzut, agitat la competiții. Eu agitat? Hai că erai acolo, fierbeai. Te-am văzut, stai liniștit. Ți-am spus, în această emisiune poți să spui absolut orice. Bine, în afară de injurii și... Nu. Pe mine mă caracterizează calmul și calmitatea. Că te-am văzut nervos. Deci în afară... Da, eram nervos pe sportivul meu, probabil. Că, da. Eu am vrut mai de mult chiar să punctez sau să specific acest lucru. La o anumită perioadă, am să încerc acum cât mai des posibil, la o anumită perioadă aduc un arbitru care să prezinte boxerilor mei regulamentul. Regulamentul strict pe care îi interesează pe boxeri. Și în același timp și pe mine. Și da, același lucru poți să-l faci și tu. Da, e adevărat. Normal. Normal, dar e altceva când aud din gura unui arbitru. Este așa prezentat, este. Îl știu. Na, părerea mea că ar trebui la fiecare club privat sau departamental, odată la o anumită perioadă, un arbitru să le prezinte regulamentul boxerilor. Dar poți să faci și tu. Deci aia nu trebuie să vină arbitru. Antrenorii să prezintă sportivilor regulamentul. Antrenorii trebuie să cunoască și au manualul antrenorului. Au regulamentele care sunt pe site-ul federației. Am solicitat ani de zile să se traducă, să se pună la dispoziția antrenorilor și a arbitrilor. Păi am înțeles că este deja pus pe site. Toate regulamente. Da, au trecut 5 ani de zile și încă n-au apărut pe site aceste regulamente. Da, este. L-a pus domnul Roman. După ultimele modificări. Da, s-au tradus anul ăsta în luna februarie. Păi, sunt acum, există. Două nu? Dintre ele, două. Vasile, dacă ești pe recepție, te rog să intervii ori în comentarii, dacă nu cere producătorului să intri puțin ca să lămurim acest aspect. Bun, domnule captare, cum vedeți dumneavoastră problema arbitraj antrenorat?
Deci la început, când m-am apucat eu de meseria asta de antrenor, eram tare vulcanic, tare mă simțeam... Ei, nici acum nu sunteți bun, altfel. Bun, atunci eram mai... Deci totdeauna mă simțeam frustrat, totdeauna vedeam pe al meu învingător. Și am stat odată și m-am gândit mai bine și am hotărât ca să-i pregătesc mai bine pe copiii mei să nu mai am niciodată probleme cu arbitrii. Să le fie rușine la arbitrii dacă îl dau pe copilul meu învins. Deci atunci, deci când depui și pregătești copilul în așa fel încât arbitrului să-i fie rușine că îl dă învins pe al tău, nu mai ai probleme. Deci asta, deci ți-a zis, la început eram tare vulcanic în privința asta. După aia, după ce am reușit să analizez și să pun lucrurile la punct, chiar a fost foarte bine. Foarte bine și pentru mine și pentru arbitrii, deci eu sunt prieten cu toți arbitrii, niciunul nu are cuvânt rău la adresa mea din punctul ăsta de vedere. Deci nu am jignit pe nimeni, nu i-am cerut la nimeni să mă favorizeze vreodată în vreun meci, la un meci, cu vreun copil. Deci chiar niciodată. Și chiar bun, întrebarea, eu nu vă fac acum, nu vă cer să vă disculpați sau vă... Asta. Eu v-am întrebat, arbitrajul are legătură cu antrenoratul și arbitrajul a dus puțin, să zic așa, la decăderea boxului românesc? Nu, asta sub nicio formă, pentru că nu are cum. Deci, în primul rând, boxerii nu-i fac arbitri. Deci, antrenorii sunt... Da, poate da cu câștigători și poate îi trimite mai departe. Bun, nu? Deci să zicem, când să dau o decizie inversă? Când sunt doi copii, doi sportivi care nu sunt prea bine o pregătiți. O decizie inversă pe care o vorbește toată lumea, Costea Lătescu. Bun, și dacă câștiga, îl dădea pe ălălalt? Mai, din câte toată lumea vorbește și câte am văzut acolo, Costea a fost un pic detașat față de Lătescu. Eu am fost atunci la final, dar am plecat, n-am mai stat. După meciul la Semigrea am plecat. Deci, nu știu, n-am idee, nu pot să afirm sau să infirm decizia care... Nu, întrebările astea s-au desprins. Întrebările astea, Costea, întrebările e un copil bun. Da, domnilor, cu calități. Domnilor invitați, întrebările astea s-au desprins din comentariile de-a lungul timpului la această emisiune, dar și la intervenția în emisiune a domnului Marin Filip. Să știți că întrebarea asta nu vine de la mine sau că am văzut meciul sau că sunt mare arbitru. Nu, întrebările astea s-au desprins din emisiunea domnului în care a fost invitat domnul Filip, dar și de-a lungul timpului din comentarii, să știți. Bun, atunci, deci ca să-l pregătească în așa fel pe Costea, încât data viitoare să nu mai se întâmple așa ceva. Deci, indiferent cine o fi la masă, să nu mai poată da învingător pe ăla. Că e între el și ăla, deci e diferență de un cap jumate. Păi, avea la voie să se apropie de el? Eu nu pot să... Deci dacă îi dai șansa la arbitru, mai ales pentru că copilul ăla a fost acasă, la Iași. Și știi cum e cu arbitrajul când boxează un copil din orașul respectiv. Vasile Morovan este alături de noi în această emisiune și îmi scrie: am reușit să traducem regulamentul competițional AIBA. Am trimis pe e-mailul Federației Române de Box și pe... sper că înțeleg bine, și la CCA și la AIBA, și regulamentul AIBA de arbitri și judecători, dar și regulamentul Comisiei Centrale a Arbitrilor. Deci avem un regulament, domnule Mureșan, tradus. Foarte bine, l-am avut din februarie, cele două regulamente traduse au venit la competiția, exact la competiția de la Iași. Păi și cum aducem la cunoștință tuturor acum? Le-am dat atunci arbitrilor care au fost prezenți să-și facă copii, să aibă fiecare regulamentul, pentru că până atunci l-aveam doar în limba engleză, discutam pe el, exemplificam în fiecare zi. Vreau să repet asta, pentru că am spus-o. Da, așa este, de la prima emisiune. În fiecare zi discutam problemele regulamentare care s-au întâmplat și neregulamentare cu exemplificare. În fiecare zi aveam ședințe.
Vreau să-ți mai spun un lucru cu privire la decizii. L-am avut în ultimul 2 ani de zile lângă mine pe Dorel Simion. Da? Cel care a fost atent, a pus mâna pe regulament, a întrebat foarte multe detalii despre ce și cum se arbitrează și de cele mai multe ori, pot să spun de 99%, mi-a dat dreptate cu decizie și a dat dreptate arbitrilor. Și a spus antrenorul, maestre, n-ai avut dreptate, a pierdut elevul Matale. A fost lângă noi, poate să confirme, am discutat foarte mult cu el și cu privire la strategie, la ceea ce vrea să facă el în federație. Am discutat mult pe... Eu nu văd... Eu, exact când a ajuns Dorel în prima ședință de birou federal, acum 2 ani de zile, mi-a prezentat domnul președinte atribuțiile lui, eu am luat cuvântul și am spus, nu, eu pe Dorel nu-l văd aici. Eu pe Dorel îl văd un coordonator al loturilor, da? Pentru că stilul lui, atât de a comunica, cât și de a exemplifica, este extraordinar. Ar putea fi un mare antrenor care să vină din urmă să ia un lot de sportiv, să-i ducă spre mare performanță. Bun. Și acum revin la întrebare. Pentru că, așa cum v-am spus, o să vă dau ocazia să dați dreptul la replică din emisiunile anterioare și din comenturile anterioare. Este, sau să zic așa, sunt două cazuri, domnule Mureșan. Cazul boxerului cu picior mai scurt. Da, este foarte simplu. Oamenii s-au îndreptat întotdeauna spre mine pentru că au zis că eu sunt cuiul lui Pepele. N-a fost așa. Acolo păi vă rog, aveți dreptul la replică, vă rog. Poftim? Aveți dreptul la replică. Da, asta vreau să le spun. Acum să înțeleagă o dată pentru totdeauna, pentru că am spus atunci, oficial, la federație, am spus la toată lumea, am informat pe domnul președinte, exact cum v-am spus că l-am informat după fiecare competiție. Deci, în primele 3 zile, sportivul a primit avizul medicului de la competiție. Nu aveam cum să-l scot de la competiție. În ultima zi, mi-a venit cu aviz negativ. Eu nu pot să-mi asum responsabilitatea să las un sportiv într-o competiție dacă medicul în acea zi îi pune aviz negativ. Întrebare. Nu pot să-mi asum așa responsabilitatea. Întrebare. Pentru toate celelalte mi-am asumat. Domnule Mureșan, întrebare. Dar de ce i s-a dat în primele 3 zile și în ultima zi, exact la finale, nu i s-a mai dat? Ce-a pățit între timp? Cică, Eu sunt delegat tehnic arbitru de 3 stele, da? Am fost la foarte multe competiții, da? Da. Niciodată niciun delegat tehnic nu face pe medic sau pe doctor. Dacă de la doctor, de la comisia medicală, vine avizul negativ, îl scoate din competiție. Punct. Asta este regulamentul. Nu l-am făcut eu. Eu îl aplic. V-am spus și cine a fost medic? Vă mai n-am încălcat niciodată regulamentul al Federației Române. Cine a fost medic la acea competiție? Chiar nu rețin cum îl cheamă. Dintre ok, o să rog pe Neamțu să intre pe chat. E un medic local. E un medic, da. O să rog pe Neamțu să intre din nou pe chat să spună cine a fost medicul și când, dacă l-a întrebat pe medic, de ce a dat acest aviz negativ chiar în ultima sigur zi. Sigur că l-a întrebat. A fost un întreg circ acolo. S-a discutat foarte mult. Bun, ce a motivat? Ce a motivat în fața dumneavoastră? L-am pus chiar să dea o declarație. Cum s-a putut? Avem o declarație care este depusă la Federația Română de Box. Okay. A medicului. Bun, și ce-o zici ce medicul? Acolo, eu spun o constatare acum. Deci eu cred că la medic i-a fost frică. Deci în primele zile a închis ochii, cel puțin din discuțiile noastre, da? A închis ochii și așa. În ultima zi, antrenorul de la Onești a făcut scandal acolo, l-a amenințat, l-a făcut așa și lui a fost frică atunci să mai dea avizul de intrare în gala finală. Și acum vin să vă întreb, nu cumva aceste incertitudini care sunt în mintea unui medic de local, nu credeți că ar trebui să fie înlocuit cu un medic al federației, așa după modelul UBC? Care au, așa să zic, 3-4 medici. E bună, medicii echipelor naționale care vin la competiții și ajută la desfășurarea competiției.
Nu, eu vă spun că Filipatos n-a fost medicul niciunei... Dacă ai un medic sportiv care se pricepe la sport, te ajută foarte mult într-o competiție. Dacă nu, te încurcă extraordinar de mult. Pentru că fragmentează competiția. De multe ori am fost nevoit să intervin chiar dacă nu pot să-i spun să dea drumul la mers sau nu. Îi spun, domnul doctor, dați-i drumul pentru că mai avem câteva secunde. Nu putem să-i luăm șansa la un copil pentru câteva secunde, că la medic îi curge sânge din nas. Păi bun, dar ce ai vrea să curgă? Sânge, suntem la box. Asta este. Nu era grav. Da? Sunt medici care n-au experiența ramurii noastre de sport și intervin. N-am avut probleme. De exemplu, la Iași. Avem un medic pe domnul doctor Crivoi, extraordinar. Extraordinar, vă spun. Face un consult medical extraordinar. Am fost acuzat și cu asta, că am vrut să scot sportivul de la Târgoviște din competiție. Nu i-a dat medicul aviz, domnule Teiș. Și domnule... Mai stai puțin. Aici oamenii vorbim, știau... Domnul Mureșan, aici vorbim de medicul Crivoi de la Iași, care este medic sportiv, și da, vorbim de un medic local de la Târgu Jiu, care nu cred că... Este la fel ca și cel de la Iași, medic sportiv. Are medicina sportivă și cel de la Târgu Jiu. Păi și atunci de ce s-a întâmplat această nebuloasă? Deci asta a fost întâmplarea de la Târgu Jiu. Antrenorul de acolo știe foarte bine și de ce credeți că nu i-a făcut? Ia întrebați-l pe antrenorul de la Târgu Jiu unde a făcut vizita medicală la acel sportiv. Ca să terminăm odată cu circul ăsta. Deci eu vă dau dreptul la replică, iar domnul Remus Arădoi intervine și spune: dacă l-ați informat pe președinte de ambele cazuri, ce măsuri s-a luat asupra celor care au greșit? Vă întreb în context ca să nu mai fie greșeli. Deci ce se referă la ce a spus la Iași cu medicul Crivoi și la Târgu Jiu. Medicul Crivoi a procedat foarte corect. Sportivul de la Târgoviște avea viza medicală care se face odată la 6 luni, puse de către un medic generalist, ceea ce nu este în concordanță cu legea sportului. Perfect. Mi-a adus la cunoștință și l-am rugat pe antrenorul de la Târgoviște să-și dea sportivul, l-am rugat pe domnul doctor Crivoi să vorbească la cabinetul medical sportiv, la policlinica sportivă la Iași, s-a dus acolo, a făcut într-un sfert de oră consultul, vizita medicală, examenul medical, vizita medicală, s-a întors înapoi și n-a fost nicio problemă. Dar avem darul de a face din țânțara măsar. Asta este problema noastră. Ok, dar privitorul nostru Remus Arădoaie, telespectatorul... Ai rămas blocat? Domnule Mureșan, reiau întrebarea. L-ați informat pe domnul președinte cu privire la aceste două cazuri? Exact în ziua când s-au întâmplat, în momentul când s-a întâmplat. Bun. Telefonic am pus mâna pe telefon, Vasile, domnul președinte era acasă, l-am rugat, Vasile, te rog, vino până aici, avem probleme. Ce probleme? Uite, asta așa. Păi să facă ce zice doctorul. Păi să facă, dar nu vrea. Am înțeles. Bun. Caz închis, să zic așa. Alte cuvinte, nu are autoritate președintele sau ce se înțelege din asta? Poftim? Păi... Nu, în niciun caz. Păi, dar nu, deci el, dacă președintele a zis să facă cum zice doctorul? Păi nu a zis bine. Păi și-a făcut? Antrenorii păi nu sunt a federației, antrenorii sunt a cluburilor sportive. Cluburile sportive, da. După fiecare competiție, ar trebui științate de comportarea antrenorului și de modul de a gestiona problemele care s-au întâmplat într-o competiție. Bun. Concluzie. Am închis cazul acesta, ați avut dreptul la replică, lămurim și cu Comisia de Disciplină pentru Arbitri. Veți lua măsuri contra arbitrilor care au greșit în ultimii, să zicem, un an, doi, la competiții, îi veți mai delega sau îi veți mai propune, ținând cont că acum sunteți vicepreședinte și probabil în birourile federale, când se va discuta despre anumite brigăzi și vor apărea nume care au greșit în 4-1, să zic așa, sau care i s-au redus ratingul, îi veți mai delega sau îi veți mai aproba spre delegare? Deci întotdeauna, conform regulamentului, am luat măsurile
disciplinare în competiție. Dacă s-a greșit un 4-1, am discutat cu arbitru, am luat măsuri. L-am suspendat o gală, l-am suspendat toată competiția, l-am trimis acasă, s-au luat măsuri de-a lungul timpului cu mai mulți arbitri, după care am încercat să discut exact modul lui de a discuta, de a vedea și de a judeca meciurile, ca să-l putem reintegra, pentru că avem foarte puțini arbitri și ducem competițiile foarte greu la bun sfârșit. Dar dacă nu avem o unitate și dacă omul este reticent și nu vrea nici măcar să discute, am avut cazuri când, dacă ziceam la ora 11, ne vedem o oră și jumătate la o ședință, discuții pe regulament, eu nu vin în competiție să... Eu știu regulamentul, nu vin să discut regulamentul în competiție. Este exact ca și la competițiile internaționale. În fiecare zi se discută problemele care au fost în ziua respectivă, în ziua anterioară, ca să se evite pe viitor problemele. Asta trebuie să înțelegem cu toții. În fiecare zi trebuie să asimilăm și să ne pliem pe noile regulamente. Ați fost președinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor. Aveți încredere în echipa care există acum? În noua echipă? Întotdeauna am avut încredere în toți arbitrii. Cei care au răspuns și care au vrut să vină lângă noi. Mai puțin cei în mine la campionatul european. Să vin, pentru că nu iau niciun ban. Am zis, dom'le, stai acasă. Da, asta este. Haideți ca să fac o glumă. Ați avut încredere în toți, mai puțin în mine la campionatul european. Era o da, glumă. Au fost și momente de astea. Da. Era o glumă ca să ne mai destindem puțin. La unul dintre campionatele europene. La unul dintre. Să ne mai detensionăm. Bun. Mai este un caz și dacă doriți să dați și la acesta dreptul la replică, pentru că în emisiunile trecute s-a spus așa, ați fost supervisor într-o competiție în care ați avut sportivi. Da. Nu, e nimic, nu este absolut nicio problemă. Regulamentul prevede și așa ceva. Deci întotdeauna se poate întâmpla. Întotdeauna se pot întâmpla lucruri din astea. Și cu alții, nu doar cu mici. Sunt mulți care sunt implicați în activitatea sportivă și au sportivi în competiție. Da? Regulamentul spune clar. La acel meci trebuie să părăsești fields of play. Deci trebuie să părăsești zona din jurul ringului, să ai un înlocuitor și să nu fii prezent acolo. Am să loc pe Iulian, să-l bace pe Vasile Morovan puțin în discuția noastră, în direct. Și între timp am să întreb, chiar am să rog pe Vasile să intre în direct cu noi. Și acum haideți să facem o scurtă pauză până îl introducem. S-a amânat Olimpiada. Întreb. Domnul Filip Marin, nu înțeleg ce vreți să spuneți. Vă rog să fiți mai explicit. S-a amânat Olimpiada. Întreb. Da, s-a amânat Olimpiada. Fiți mai explicit. Campionatul național nu se reia în februarie. Este întrebare? Sigur. Bun. O să fie din nou în februarie, pentru că... Da. Ok. Dar până în februarie o să fie și Cupa României. S-a amânat. Campionatul va fi în februarie? Sigur o să fie în februarie, că n-are când mai repede. În aprilie vor fi iarăși calificări, deci cum au fost astea în aprilie, martie, deci cum au fost astea la Londra, deci același calendar se păstrează. Se păstrează calendarul intern, depinde de calendarul internațional. Nu, depindem de calendarul internațional noi. Ok, da, noi depindem de calendarul internațional. Domnule Mureșan, întrebarea vă este dumneavoastră adresată. Campionatul național se reia sau nu se reia în februarie? O să fie o nouă ediție, nu se reia. Despre care campionat național vorbim? Și despre care Marin, februarie? Aș vrea o întrebare. Suntem în iulie, nu știu despre care campionat național și despre care e februarie. Cred că se referă la cel de la Giurgiu. A, semifinala și finala care a fost amânată? Da, eu cred, cred că la alea se referă. Da. Dacă găsim, cu toate că este foarte greu să îndeplinești măsurile care se cer acum, dar eu zic că vor fi cluburi care vor solicita organizarea campionatelor care se reprogramează și am văzut ordinea de zi a Biroului Federal care va fi în data de 22 iunie să reprogramează toate competițiile care au fost amânate.
Mai rămâne să putem găsi oameni care vor să organizeze și care să îndeplinească acele măsuri de prevenție pentru COVID-19. Pentru Daniel și Andreea, pentru Radu Alex, pentru David Ștefan, cu siguranță vă vom răspunde în momentul în care va trece și, să zicem, și starea asta de alertă medicală și, așa cum spunea domnul vicepreședinte, se vor găsi orașele care vor asigura maximum de protecție pentru prevenirea răspândirii acestuia. Deci e vorba de campionatul național de fete, e vorba de Cupa României și de campionatul național de seniori. Nu se referă la campionatul național de seniori, domnul Filip Marin. Este clar că se referă la celelalte campionate. Campionat național Under 22. Tot ce a rămas neorganizat o să reprogrameze. Deci tot ce n-a fost făcut până acum se reprogramează. Da, bun. Pentru septembrie, octombrie, noiembrie, începutul lui decembrie. Am înțeles. Ok, deci vreau să știu de la Iulian dacă intră Vasile Morovan. Dacă nu, să depășim momentul arbitrajului. S-a discutat despre arbitraj, am avut dreptul la replică pentru domnul Mureșan referitoare la emisiunile anterioare. Așadar, domnilor... Avem pe ordine de zi a ședinței Biroului Federal propuneri de reluare calendarului competițional al 2020. Dacă vreți, eu pot să vă spun aceste propuneri. Iar vă rog, haideți, spuneți-le acum. Da. Dar ele trebuie să treacă de ședința Biroului Federal să fie aprobate. Bun. Mai este bine propunere. Mai bine le lăsăm în suspensie. Le lăsăm în suspans atunci, că în suspensie... Da. Ok. Da, avem mai puțin Cupa României Tineret și Cupa României de Box Cadeți. Și competițiile internaționale care nu se mai organizează, nu vor mai fi reprogramate. Domnul Neamțu Doru, orașele desemnate pentru organizarea campionatelor naționale mai rămân valabile sau se schimbă locațiile? Se referă aici la cele stabilite la începutul anului. Conform solicitărilor cluburilor sportive, au fost alocate niște competiții în anumite locații. Dacă eu cred acum, discuțiile vor fi în Biroul Federal, cred că dacă acești solicitanți vor îndeplini măsurile, care la fel avem un plan de măsuri care este propus pentru pe ordinea de zi a Biroului Federal, vor îndeplini măsurile de prevenție pentru această pandemie, eu cred că se păstrează. Bun, dar aia înseamnă să le trimiteți câte un regulament de nou de organizare exact. Să confirme dacă pot sau nu. Exact. Dacă îndeplinesc aceste măsuri, nimeni nu are niciun interes să schimbe locațiile, pentru că au participat și au depus cererea. Oferta, practic, a fost analizată, a fost aprobată. Dacă am avut neșansa să vină această perioadă cu problemele care au fost, cred că nu implică și modificarea locațiilor. Gabi, repet, cu condiția să îndeplinească măsurile. Gabi, organizezi ceva anul ăsta? Exact la asta mă gândeam, dacă știu și eu... Hai, zi, omule, nu te mai sfii, zi! Tot da, știu că mulți nu agrează, boxul feminin. Mulți dintre antrenorii de box din România nu agrează boxul feminin. Și drept pentru care ei nu sunt de acord cu modalitatea de organizare a competițiilor. Vrei tu să schimbi ceva? Da, nu, m-am lovit de chestia asta, că pentru că am vrut să organizez un campionat în aer liber. Și mi-a zis, dar ce, treci băieți la același nivel cu fetele? Așa mi s-a dat replică. Acum nu mai poți, că o să fie din septembrie încolo. Da, eu cred că acum cu atât mai mult poți organiza în aer liber. Da, și asta e valabil. Da. Bun! Haideți că am avem o singură problemă. Boxul este un sport de sală. Toate competițiile internaționale se țin în sală. Dacă noi facem, o sucim și le facem în aer liber, nu e același lucru deloc. Păi exact asta zic. Bun, dar fetele dacă pot boxa. Dacă facem o cupă, Piatra Neamț sau cupa Ceahlău sau ce vreți,
La acolo este foarte bine, este domnule divertisment, Mureșan, este atracție pentru sport, pentru box. Dar când faci un campionat național, eu cred că trebuie să respecti acele standarde despre care am vorbit la începutul emisiunii. Și pe care eu cred întru totul că ar trebui respectate și să dăm plus valoare vizuală unui campionat național. Numai așa putem da valoare și numai așa putem pune pe prima pagina ziarilor și să ajungem pe sticlă. Dacă respectăm acele standarde și nu deviem și nu divagăm de la... Domnule Mureșan... Ai dreptate aici. Domnule Mureșan, da. Ziceați că aveți în față calendarul și propunerile pentru anul ăsta. Întrebare de la Florin Daniel Stan. Campionatul Național de Seniori, când se organizează și care este locația? Cred că la când se organizează... La anul. Nu se știe, dar locația? La anul. Campionatul Național de Seniori pentru anul 2020 a trecut. U22-ul? U22-ul a făcut Clubul Sportiv Municipal Zalău o solicitare de organizare. Așa spuneți. Având în vedere măsurile care sunt acum, o să văd, astăzi am văzut, de fapt, propunerile pentru reluarea acestor campionate. Bun, atunci înseamnă că organizez amândouă. Dați premii, domnule Mureșan. Poftim? Dați premii. Nu. Nu. Premii dau doar la sportivii mei care obțin medalii. Am înțeles. Și când boxează sportivii dumneavoastră, ieșiți din sală? Nu. Dacă sunt oficial, dacă nu, de ce? Nu, era deci dacă sunt oficial, părăsesc acea zonă în care regulamentar nu pot să stau. Dacă nu sunt oficial, stau în sală și eu ca orice om. Domnul Filip Marin intervine. Și se referă la campionatul național de seniori. La anul când este important pentru dumnealui? La fel ca în fiecare an. Februarie. În funcție de competițiile internaționale. Da? Vine o propunere de calendar național în luna noiembrie, cel mult până la mijlocul lui decembrie. Atunci se stabilesc toate competițiile care vor fi organizate în anul 2021. Până atunci nu știm când și când. Având în vedere că calendarul de anul viitor va fi asemenea celui de anul acesta, s-ar putea să fie undeva în februarie. Acum este o părere. Domnule Mureșan, o întrebare cred că tot pentru dumneavoastră. Dora Mustețea, Mustețea, cred, Mustețea. Da? La Craiova. În legătură cu reluarea antrenamentelor, se poate posta pe site-ul Federației un regulament sau o adresă cu noile restricții, ceva concret, deoarece de la club ni se zice că nu au nicio adresă, nu au nicio adresă din partea Federației sau a Ministerului și nu ne permit antrenamentelor. În regulă. Avem un regulament care intră în ședință de birou federației, că va fi aprobat, va fi postat și pe site-ul federației. Dar până atunci avem două ordine de ministri care sunt publicate, pot să spun și când și numărul, vă rog, care trebuie să fie respectate pentru reluarea antrenamentelor în sală. Vă rog. Deci avem un ordin de ministru numărul 601. Ministerul Tineretului și Sportului, 971, Ministerul Sănătății, cu privire la condițiile necesare pentru a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și sau legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în sală. Ok, puteți să lămuriți cu privire la box? Cu privire la box, cu antrenamente, va fi un pic mai dificil. Avem nevoie de distanță de 2 metri între sportivi și în jurul unui sportiv de 7 metri pătrați. Să-i asigurăm. La fel și între sportiv și antrenor. Nu se mai pot face antrenamente la palmare, nu se mai pot face, doar îi dăm indicații de la distanță. Astea sunt, probabil că de la întâi o să se mai relaxeze și o să trecem la alt nivel. Dar deocamdată astea sunt reguli. Ok, vă rog să țineți cont de această doleanță pentru că este foarte importantă. Deci avem două ordine de ministru, două regulamente, se pot consulta, n-are rost să le citesc acum.
Postați-le pe site-ul Federației ca toată lumea să se informeze de acolo. O să solicit mâine secretarul general să le posteze și aceste două ordine ca toată lumea să le poată consulta și să intre în legalitate, pot să zic, cu privire la reluarea antrenamentului în sală. Haideți acum o întrebare generală pentru toți trei, pentru că, așa cum spuneam, Gabi organizează gale, maestru este un maestru captare, este un antrenor care scoate... Am organizat și eu, dar acum nu mai am unde să organizez. Da, este o întrebare legată de premiile către sportivi care ar trebui să fie stimulați. Florin Daniel Stan spune așa, nu s-au dat niciodată premii, probabil s-au dat sau foarte rar. Așa se susține boxul dintotdeauna. Faceți ceva, oameni buni. Premiile se dau de către cluburile de la care sunt legitimate. Dar când se depune cererea de organizare, eu știu că au fost cluburi care au spus că dau și niște premii ca să ia ei organizarea. Dacă erau fiți convinși că câștigau și organizarea. Eu am organizat aici... sală, polivalentă, ambulanță, ring, medic și logistica necesară organizării, dacă ei spun că vor da și premiere, este extraordinar. Nu ne-am întâlnit cu așa ceva. S-a dat la Târgu Jiu cu câțiva niște materiale sportive, dar alți organizatori n-au solicitat. Adică nu am organizat eu Cupa României la Tineret în 2014. Gabi, așteaptă puțin și vorbește. Da. Maestre, te rog. În 2014 am organizat o Cupă a României la Tineret și am reușit să dau de 500 de lei la câștigător și 300 de lei la învinsul din finală. Deci am asta înțeles. Cu ajutorul primăriei, deci nu a... Am înțeles. Gabi? Din altă parte. Gabi? Exact, și eu am oferit premiere în bani, dar nu de la instituțiile statului, ci de la sponsori. La o competiție, a fost un campionat național de tinere, dacă nu mă înșel. Deci ar trebui să se repete chestia asta, domnule vicepreședinte. Cei care solicită, dacă vor avea posibilități, bineînțeles că va fi un criteriu poate în acordarea acestor... Poate fi un criteriu impus de federație chestia asta? Da, dar atunci sunt foarte puțin cei care o să vrea federal. Bineînțeles că se cântăresc toate ofertele și câștigă cea mai avantajoasă. Dora Mustățea revine și spune, cu rugămintea să fie personalizate pentru box, ca să poate să lămurească conducerea clubului. Astea ce sunt acum nu pot fi. Nu pot fi, vorbim despre luarea antrenamentelor în sală. Boxul se face în sală. Putem începe în aer liber deocamdată, dacă n-au cei de la club încredere că respectăm și dacă nu pot asigura măsurile necesare, dacă nu le pot asigura, atunci putem relua antrenamentele în săli, pe pistă, pe un teren de bitum, pe orice. Okay. Putem începe cu o pregătire fizică generală, cu o tehnică tactică, cu distanța regulamentară, după care așteptăm o săptămână, două să relaxeze, să putem intra în săli, să se relaxeze și aceste măsuri, pentru că deocamdată sunt foarte greu de îndeplinit. Adică soluții dezinfectante, termometru digitalizat, sunt multe. 7 metri pătrați în jurul sportivului. Păi atunci ce să le avem ca să putem... Se bat wireless. Facem cu 2 sportivi, cu 3 sportivi într-o sală. Ok. Haideți să mă, înainte de a trece la următoarea întrebare referitoare la proiectele dumneavoastră de revigorare a boxului, fiecare pătrățica lui în ringul lui, și aici mă refer la maestru Ilie și la Gabi, mai vin cu o întrebare legată de arbitraj. Ea vine din partea domnului Gheorghe Iancu. Și întreabă așa, domnule vicepreședinte, cred că la dumneavoastră vizează chestia asta, întrebarea asta, care au fost criteriile de desemnare a arbitrelor la competiții? Eu din 2017 nu am mai fost desemnat la nicio competiție fără să fiu sancționat sau să fac vreo greșeală la competiție la care am fost delegat. Am pus această întrebare deoarece la competițiile de până în anul acesta era cam aceeași brigadă și aceiași supervizori. Vă rog să răspundeți și după care trecem la proiectele dumneavoastră de revigorare a boxului din orașele dumneavoastră în care vă aflați. Vă rog, domnule vicepreședinte. Deci colegul nostru, Gheorghe Iancu, a avut niște probleme de ordin
cu federația, cu tribunal, cu așa mai departe, condiții în care nu se pot delega. Adică cine, un oficial al federației, dacă este în litigiu cu federația, nu va mai fi delegat. Deci întotdeauna ni s-a adus la cunoștință că ei au niște probleme, adică respectiv colegul nostru Iancu, cu federația. De-aia n-a fost delegat. Încă o întrebare din partea lui Filip Marin. Corect ar fi, după cum s-a amânat Olimpiada, campionatul național să fie în februarie, să rămână și Lătescu 4 luni campion, așa cum am pățit-o noi. Cum le e mai bine la unii, așa jucați federația, păcat, sper să fie mai... Doamne Filip, vreți să intrați puțin în direct? Iulian, te rog, dacă este, bagă-l pe domnul Filip. Între timp, vreau să vorbesc... Cum s-au cheltuit banii primiți de la minister anul trecut în condițiile în care a fost cel mai mare buget și nu s-a susținut cea mai importantă competiție, Centura de Aur? Același domnul Gheorghe Iancu, domnule Mureșan. O să avem o adunare generală ordinară în cel mai scurt timp, unde o să prezinte un raport al cheltuielor, un raport financiar. Eu nu pot să răspund acum cum s-au cheltuit banii, pentru că vorbim de cheltuieli, de competiții, de deplasări, de susținerea sportivilor în pregătire. N-aș putea să detaliez. Ok, bun. Haideți să depășim momentul. I-am scris lui Iulian să vorbească cu domnul Filip ca ulterior, după ce discutăm despre proiectele fiecărui antrenor în parte, să reluăm puțin tema campionatului național. Bun. Gabi, cum merg proiectele tale? Ce proiecte ai acolo în Neamț? Și cum vezi tu reabilitarea boxului românesc, atât în ochii spectatorilor, dar cât și în ochii opiniei mondiale, să zic așa, a lumii boxului mondial? Văd ca o chestie, ca o problemă absolut normală pentru boxul românesc să ajungem din nou acolo unde am fost în anii 70, 80, 90. Nu știu. Ce soluție ai dat tu? Ce soluție? Dă-mi o soluție de revigorare a boxului românesc. Apropo de faptul că federația a avut la dispoziție un buget atât de mare. Sau, nu știu dacă e și suficient. Pentru unii, într-adevăr, e o sumă mare, dar poate că nu suficient într-atât încât să-ți poți permite să poți participa la turneele importante, da? Din care să rezulte o pregătire adecvată sportivilor. Concret, tu propui ca toți sportivii să aibă cât mai multe meciuri în afară? Da, la turnee puternice, sigur. Exact. Turnee puternice. Da, am putea să organizăm în România turnee puternice, modelul Centura de Aur la seniori, și pentru categoriile inferioare de vârstă? Ma dacă vrem. Numai dacă vrem. Da, cu siguranță. Ce organizăm ce vrem noi. Păi și de ce nu le facem două? Până la urmă așa îl impulsionez pe un copil să practice boxul, nu? El în primul rând are un exemplu. Da? Are un exemplu în sală sau are un exemplu, știu eu, național. Da? Îl vede. Și își dorește și el să ajungă. Și atunci să ajungă ca acel dorel similar. Da, dar știi, vorbim despre standarde. Da? Și atunci Centura de Aur a fost un standard pentru elite, pentru seniori. Din totdeauna, da? La noi în țară. Așa și să facem alte competiții. La un moment dat a fost criteriul de calificare la Olimpiadă. A fost, aia, da. De mult. Ar fi bine să mai fie. Nu o să ne mai întâlnim pe așa ceva. Aia de mult. No. Acum trebuie să fim realiști. Trebuie să o luăm încetul cu încetul, de să ne creștem copii, trebuie să fim realiști cu ce avem, cum avem, trebuie să îi instruim cum trebuie ca să avem cu cine să ieșim afară. Deci dacă vorbim tot timpul cu sloganul ăla, trebuie să fim ce am fost în anii 80, în anii 70, nu o să mai fie niciodată, s-o schimba societatea totală. Avem altceva acum, da? Trebuie să ne schimbăm și noi. Trebuie să vină oameni din urmă. Trebuie să integrăm între noi și în rândul arbitrilor am încercat ani de zile, în anii când am condus arbitrajul românesc, am încercat să integrez arbitrii care au venit tineri. I-am încurajat.
Am profitat de relațiile domnului președinte și a lui domnul Sima. Da? Am obținut cele două cursuri de ostea și de două stele care le-am organizat în țară. Avem mult mai mulți albitri de ostea și de două stele în țară decât am avut acum 4 ani de zile. Dar oamenii, vă spun sincer, am zis, domnilor, la categoria întâi, hai să încurajăm oameni care vor să fie interesați să meargă în afară să dea examen sau să se pregătească să dea pentru o stea. Cei care au o stea să se pregătească să dea pentru două stele. Îi motivez foarte greu. Și aici intervine plafonarea. Alex, numai puțin vreau să răspund unui telespectator. Alex, Radu Alex, dacă nu ți-am citit numele, să știi că am preluat întrebarea ta și am pus-o invitațiilor din această seară sub o altă formă, dar exact același conținut ca idee. Mulțumesc. Bun, continuăm. Gabi, ai desprins ideea meciurilor multe afară, cu sportivi, bilaterale, bănuiesc. Ce face Gabriel Câmpeanu pentru dezvoltarea boxului românesc pe anul 2020? Pescu. Ce planuri are? Câmpescu. Da, nu e nicio problemă. Cum ți-am zis? Câmpeanu. Câmpeanu, scuză-mă. Da. Câmpescu. Da. Ne vedem la campionat și dau o bere. Da, nu e nicio problemă, da. De fapt, eu din certificatul de naștere sunt Tâmpescu pentru foarte mulți care... Da. Dar când m-am măritat, mi-am schimbat prima literă. Da. Hai, spune-mi planurile tale, te rog. Scuză-mă pentru că te-am zis că... Dar nu e nicio problemă, nu e nimic. Ce zic, eu mă pregătesc în continuare. Boxerii, am loc în sală, mi-am dotat sala cu cele necesare, conform regulamentului și ce să zic, lucrez foarte mult afară, când timpul îmi permite și vizez undeva, poate să prind o competiție anul acesta, să organizez. Deci vrei să organizezi o competiție, da, vreau, de, da, Cupa, da, României, campion național sau o cupă de-a ta independentă? Nu, noi o cupă națională, un campionat național, competiție națională, pardon. Oricum, dacă am șansă să prind, dacă nu, asta e. Maestre Ilie. Aici. Te implici sau nu te implici în staff-ul lui Gârleanu pentru pregătirea de la Olimpiadă? Dacă mă crezi, de ce nu știu încă în ce ape mă scald. Nu știu unde sunt, unde stau, ce ar trebui să fac, cum trebuie să fac. Deci deocamdată am vorbit cu domnul președinte, domnul președinte a vorbit cu coordonatorul lotului, care a zis că nu vrea să lucreze cu mine. Așa că o să vedem. Păi să enunța în emisiunile anterioare ideea ca antrenorii care au sportivi la lot să urmeze sportivul la lot. Eu de asta v-am întrebat. Aia e teorie, teorie. Păi, teorie, dar uite că a venit din teorie într-o emisiune televizată, a auzit toată România, 10.000 de vizualizări, deci e clar că toată lumea boxului știe că un antrenor de la club își urmează sportivul la lot. O să vedem. Nu știu. Maestră, deocamdată... De ce ești pesimist? Că nu, păi pentru pesimist. Că deocamdată nu știu lucrul ăsta. Deci nu mi-a zis nimeni lucrul ăsta. Deci că pot să fac lucrul ăsta. Înțelegi? Poți, maestră, să-l faci dacă duci bani de acasă. Aha. Dar n-am de unde. Deci chiar nu am atâția bani. Le susține clubul. Păi am vrut să merg la Znagov să mă pregătesc o săptămână înainte pe banii mei să mă pregătesc cu copiii acolo. Înainte de naționalele de la Iași. Și n-am fost trimit acolo, că nu am ce să caut acolo. Deci îți dai seama. Domnule, imediat, maestre, revin cu o întrebare, nu vreau să treacă comentariile. Domnule Mureșan, puteți să-i ajutați pe organizatorii de gale independente, de cupe teritoriale, într-un fel?
În legătură, deci punând în concordanță calendarul cât mai repede pe site și punând în concordanță ce vrei să facă cu ce vrea să facă Federația Română, pentru că Radu Alex spune că vrea să organizeze Cupa Podului Loaiei și vrea să știe amănunte despre calendar. Păi dacă în 22 va fi ședință de birou federal, eu zic că cel după puțin aia. În 24 vor ști datele. Eu pot să spun și datele care sunt propuse dacă vrea să, da, vrea să știe asta. Dar am bătut de încuie încă. Dar da, deocamdată e situația de alertă. Deocamdată suntem în stare de alertă pe 30 de zile. Deci clar nu poți. Corect. Nu, asta numai din septembrie încolo. Da. N-au rost discuțiile astea. Gata, în acest moment se conectează și domnul Filip. Ne reîntoarcem la campionatul național de seniori. Și vom avea o mică dezbatere. Am să vă rog să interveniți toți. Bună seara! Nu o să scăpăm de istorie niciodată. Niciodată. Cine nu-și cunoaște istoria riscă să o respecte în viitor. Bună seara, domnule Filip, bun venit la emisiune. Ne auzim? Ne conectăm? Hai mă că nu înțeleg, mă, ce Dumnezeu. Sunteți direct, gata, se aude, domnule Filip. Stați un pic, că acum mă auziți? Vă auzim. Dar vă aud eu foarte încet, nu știu ce, de ce. Telefonul ăla mai tare. Dați telefonul mai tare. Aoleu, dar ai dat telefonul la maxim. Pe media, aveți pe media. Stați așa un pic. Pune căști atunci, dacă. Da, cred că îmi trebuie căști. Trebuie să mergi să cumpere. Handsfree trebuie să ai în mașină. Haideți. Dar de ce, Dumnezeu? Stați un pisc. Bun. Da, vă așteptăm din nou în emisiune. Eu am să continui. Bună seara, domnilor. Feche de Gabriel. Clar, sportivii trebuie susținut. Cei mai mulți din ei care sunt cu adevărat foarte talentați, greu își permit să aibă bani de mănuși, să nu vorbim de proteze de calitate. Multe talente se pierd din prisma lipsei de bani și o iau pe alte căi. Sunt sigur că se poate face ceva constructiv. Domnilor, până intre domnul Filip în emisiune, vă rog să comentați acest comentariu al domnului Fechete. În general, lucrurile astea se întâmplă la cluburi. Deci cluburile îți dau mănuși, îți dau echipament, îți dau de toate. Deci eu nu cred că sunt foarte mulți sportivi care fac box de performanță pe bani personali. Eu Corect. Cel puțin n-am auzit. Corect. Federația nu se implică la nivel de cluburi. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Avem pretenții. Să vină Federația să ne dea mănuși. Domnul, chiar așa, domnule Simi Mureșan, rămuriți aspectul ăsta, vă rog, că Federația răspunde conform contractului care îl are cu Ministerul pentru finanțare doar de competițiile de calendarul național, de organizarea calendarului național și de competițiile internaționale la care are obiective. Ea nu se poate implica în activitatea cluburilor sportive care au sportivi legitimați. Doar dacă ajunge acest sportiv la nivel, este contat într-un lot național, atunci este preluat ca și cheltuială de pregătire, echipament, mănuși și așa mai departe, de către federație. Dacă nu ajunge la nivel de lot național, nu are cum să investească federația într-un sportiv de la un club din țară. Bun, dar ne poate facilita un contract cu o firmă producătoare de echipament? Adică să luăm mai ieftin decât de pe piață. Luăm prin SEAP. Luăm, este concurența acum. Accesăm SEAP-ul, vedem care e cel mai ieftin și de acolo luăm. N-are cum să vă... Ea face un contract și ea la fel prin SEAP cu o firmă care este producătoare sau distribuie echipament. Atât. Bun. Instituție de stat. Da, îl avem în direct pe domnul Filip. Sper că ne auzim acum. Da, foarte bine acum. Perfect. Întoarceți telefonul pe lățime ca să vă vedem și tipul de mașină. Suntem foarte interesați. Așa. Nu trebuie să vedeți tipul de mașină, că noi ceva mult. Glumesc. Haideți să lămurim ce scriați prin mesaje. Bănuiesc că erați oprit pe dreapta. Să nu exact, eram în trafic și nu puteam să scriu tot timpul. Exact. Scriam. Vă rog frumos, sunteți în legătură cu domnul Mureșan să lămuriți... Mă iertați că intru în emisiune așa, să deranjez emisiunea. Numai, deja asta devine frumusețe.
apreciez enorm de mult, fiindcă permiteți chestia asta, să primiți și niște răspunsuri, să se vadă online la toată lumea. Vă rog. Vreau să știu, să știu de ce nu am primit un răspuns concret, deși am și plătit și am și făcut o contestație spre federație, n-am primit niciun răspuns. Ok, vă răspunde domnul Mureșan. Da, vă rog frumos. Deci, conform răspunsului care vi l-am dat atunci pe acea contestație, am spus că am dat un termen în care se va da un răspuns de către federație. A fost analizat și federația urma să vă dea răspunsul. Comisia nu dă răspunsul la cluburi. Comisia își face treaba și înaintează actele către federație. Federația dă răspuns oficial cluburilor care au anumite doleanțe. Deci o să întreb și eu înainte de birou federal sau înainte de ședință de ce n-ați primit răspunsul, pentru că eu știam, la fel ca și dumneavoastră, la fel ca și Dinamo, că ați primit acel răspuns în termenul regulamentar. Bun, a doua întrebare vreau să vă pun așa. În regulamentul boxului românesc, în momentul când un sportiv mai practică și alte sporturi de contact, are dreptul să facă, să participe la un campionat național de box, așa ceva, de cum e Lătescu. Dar Lătescu promovează și boxul ăsta, Cheuanu, și așa mai departe. Este normal, e ilegal, așa ceva? Da, acum da. S-a modificat. E regulamentar acum. Înainte nu. Înainte, dacă practicai alte ramuri de sport de contact, nu puteai să practici boxul. Da. S-a schimbat regulamentul. Am înțeles. Deși campionatul național a spus că se ține de fapt anul ce vine în noiembrie. În februarie. O să mai fie anul ăsta cupa. Păi asta zic, în februarie este foarte corect dacă se ține în februarie. Este foarte, foarte corect, dar dacă se ține în noiembrie, un pic vă dați seama cum. Noiembrie cupa poate. Zile. Cum? Se ține cupa? O să fie în noiembrie. Da, am înțeles. Da, asta e în toamnă, nu? Dar asta este problema noastră, că am stat 4 luni de zile campion național, la care am pierdut un meci așa, cum dumneavoastră știți care e situația și ați văzut acolo, că a fost tot. Burciu o pierdut cum o pierdut, noi am pierdut cum am pierdut și domnul, eu și vreau acum, ca să se lămurească treaba între ei, să le facem un sparing între ei, să arăt la toată lumea care ăsta că a fost de drept. Deci eu îmi păstrez chestia cu care știu ce sportiv am acasă. Domnule Filip, este o posibilitate a dumneavoastră de a clarifica situația foarte, foarte corect și de a face și promovarea boxului, da? Da, bineînțeles. Exact. Realizați un meci, revanșă, sigur că nu o să-i spunem campionat național. Dar eu vreau revanșă, 100%, dar vreau revanșă, s-a întâmplat chestia asta cu COVID-ul. Vreau revanșă că să clarificăm poziția greilor din România. Asta vreau să clarificăm. Filip. Corect. Filip. Da. Eu vin în completare și dau o idee. De-a lungul ultimilor 2 ani au fost câteva meciuri foarte contestate. Da? Exact. Haideți să facem un sparing revanșă, un meci revanșă între toate aceste meciuri care se tot dispută că arbitrii au făcut outdress într-o gală organizată de tine. Exact. Într-un total oraș de acord. Care este iubitor de box. Exact, total de acord. Organizez aici domnule Mureșan, ce ziceți? E o idee bună, sigur că da. E o idee foarte. Haideți să închidem gura. Dar la distanță de 2 metri să fie boxerii. Nu, trecem de partea asta. Și uite, eu ți propun, Filip, zic Filip pentru că așa am convenit data trecută. Da. Să vorbim. Eu îți propun, cred că sunt vreo 6 meciuri contestate la tineret și la seniori. Și, așa exact. Cum spuneai tu, ai meciuri de grei, meciuri care atrag. Eu vreau să stabilesc ierarhia greilor. Fiindcă noi am participat la un campionat, la 2 campionate naționale, în care acum Burciu, eu n-am nimic cu Burciu, n-am nimic nici cu sportivii, mă înțelegeți? Doar cu administrarea lor. De asta au plecat la o calificare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și acum vreau să-mi dea șansa și mie să pot să plec la o calificare. Dar eu vreau să plec pe meri, nu să plec pe relații, okay. Mă înțelegeți? Domnule Silviu Mureșan, credeți că acest sparing sau aceste meciuri revanșă se pot face în așa fel încât să dați șansă și sportivului Costea să plece la calificări? Deci legal mă refer.
Reglementar. O să fie după campionatul național de anul viitor. Bravo, felicitări. E perfect. Este perfect dacă se ține campionatul național în februarie. Da. Este foarte perfect. Eu când am auzit că am înțeles de ce am intrat, că nu puteam scrie că conduceam. O să fie campionatul național în noiembrie. Cum a rămas campionatul național de 2021 noiembrie? Nu s-a stabilit nimica. În noiembrie se stabilește, în noiembrie 2020 se stabilește calendarul pentru 2021, am spus. Pentru 2021, da, perfect. Scuzați că am înțeles greșit. No, dar asta ar fi corect, atunci să stabilim odată ierarhia asta a greilor fără pe bune, să vedem. Dar de ce numai a greilor, Filip? Nu putem și a categoriilor inferioare? Nu, eu zic așa că nu vreau să mai dau comentarii, să spun și la domnul Captari că a spus că trebuie câștigat prin knockout. Da, trebuie câștigat prin knockout, că dânsul era furat. Dacă nu trecea prin knockout, era furat, să știe de la mine. Filip, n-are dreptate. Să știe de la mine că am fost acolo și am văzut și știam soarta. Dacă nu câștiga prin knockout, era furat. Și uite că ratam o calificare la olimpiadă. Să știți de la mine asta. E adevărat. Pot să vă spun în față, să știe toată lumea. Deci dacă dânsul trecea la puncte, era furat. Vă spun 100%. Și n-avem niciunul calificat la olimpiadă până acum. Așa că dânsul are dreptate. În România câștigăm doar prin knockout. Dar asta vreau și eu să fac acum. Să demonstrez la box prin knockout. Pregătește-le în așa fel încât să poată să-i învingă pe toți de limită. Gabi! Exact, așa l-am și pregătit. Gabi, ziceai că trebuie să organizezi ceva frumos. Uite, vine Filip la Piatra Neamț și organizează gala la tine. Vine și maestru Captari cu Gârleanu. Păi asta depinde de preț. Normal, eram sigur. Normal. Da, nicio problemă. Eu am ținut gale la Cluj și am ținut cele mai frumoase gale din România la Cluj. Am dovezi. Le mai țin. Asta mi-e viața mea, boxul, să fac să fie gale frumoase și corecte. Deci, uite, ai temă și să propui. Vă mulțumesc, domnul Mureșan, să nu fiți supărat pe mine, că nu am cu dumneavoastră absolut nimic. Eu am nu doar sunt chiar situația boxului României. Absolut, vă simpatizez, este țardelean de-a meu, dar situația boxului și ce fac dânsii. Și avem. Domnul, da, voi aveți totul voi. Aveți Dunăre, aveți tot acolo. Ce vreau să vă zic? Ce faceți acum cu emisiunea asta a săcut extraordinar. Vă spun sincer de la mine, a săcut extraordinar și cu chestia asta o să se repare boxul România. O să sperăm că este o cărămidă acolo. Ăsta e un mijloc, da, exact. Un mijloc de propagare, să sperăm. Exact, bravo. Asta eu vă felicit și asta a fost spusul meu. Bun, să lămurim. Da, pe asta vreau să lămurim aspectul. Tocmai de asta ți-am spus să intri în emisiune și să spun lui Iulian. Și să lăsăm un pic relațiile altora care vreau să facă în box cu relații și cu nu știu cum vreau ei să facă, să facem și noi care facem muncă. Păi noi, vă dați seama, munca de 5, de 6 ani năruit așa, că nu ne mai dă avânt să facem mai departe, mă înțelegeți? Filip, știi ce ai făcut? Filip, știi ce ai făcut în momentul de față cu domnul Mureșan? Comunicare care lipsește foarte mult în box. Eu mă bucur că l-am pe dânsul în față, că eu n-am vrut niciodată, n-am nimica, v-am spus cu situația boxului. Și acum ce facem noi să repară niște lucruri, să știți de la mine. Păi, să repară niște lucruri care... Asta este și intenția emisiunii. Astea rămân înregistrate și se vede. Văd o grămadă de oameni din țară. Ne văd pe noi ce... Noi nu avem dușmănie. Nu ne trebuie dușmănie unul între celălalt în box. Ne trebuie să clădim ceva, să facem că... Noi slujim acelui sport toți împreună. Nu slujim unul la un sport și unul la altul. Exact. Mă înțelegeți? Exact. Bun, asta este. Cu plăcere și sănătate, domnule Mureșan, la toată lumea. Cu alte ocazii. Rămâi lângă noi să privești emisiunea din mașină sau în timp ce te duci acasă. Ai grijă cum conduci. Totul perfect. Nu, că avem regulamentul de circulație. Vă pup și numai bine. Ne mulțumim pentru prezență. Sper că ești mulțumit de răspunsurile. Da, foarte mulțumit. Eu știu că treaba asta înseamnă mult, să știți, pentru mine. Și nu, uita să faci gala. Uite, ai plecat din emisiune. Nu. Eu ce promit fac. Faci gala revanșei boxului românesc. Exact. Ok, succes. Vă pup, sănătate mai bine. Bun, haideți să apropo că ești din Brăila, una dintre cele mai puternice competiții și frumoase, știi, că se organiza la Brăila.
Băi, la Brăila s-a organizat unul dintre cele mai frumoase campionate europene de box U22. Domnul Silviu Mureșan știe că a fost acolo și ne-am ciondănit. Până atunci, până la ăsta, eu mă refeream la memorialul care este Dracuțov. Da, 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 este apanajul CSM-ului și sper să se reia. Băi, Calistra Cuțov încă trăiește. Nu, este memorialul Cuțov al... Memorialul Cuțov, pardon, memorialul Cuțov, așa, scuze, da. Domnule Mureșan, o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă sunteți director de club, sunteți compatibil cu conducerea federației? Da. Bun, l-a lămurit și pe colegul nostru Iulian Cărămidă. Întotdeauna, și sunt mulți care au întrebat la minister, au primit același răspuns. Întotdeauna, la toate întâlnirile cu miniștri de-a lungul anilor, ni se făcea recomandarea, implicați-vă în activitatea federațiilor la care aveți sportivi și la care aveți secții afiliate. Da? Candidați la funcții, în biroul federal, la funcții de președinte, la funcțiile de vicepreședinți. Asta ne spuneau toți miniștri. Deci nu există incompatibilitate în asta. Nu sunt două instituții publice. Federația este de drept privat. Clubul sportiv municipal este de drept public. Sunt două entități separate, complex separate. Lucrul ăsta mi se spune de ani de zile. Domnule, incompatibilitate. Lămuriți-o, domnule, acum. Lămuriți-o acum. Păi o zis-o, ce Dumnezeu. Gata. Poftim? Păi de asta v-am zis. Lămuriți-o acum. Domnilor, o întrebare pentru toți trei, Daniel și Andreea, cred că este Dondoți, prietenul nostru, sper că zic bine, Daniel, Dondoți, da. Domnule Tăiș, o întrebare, de ce a plecat locul 3 la o calificare de olimpiadă când locul 1 și 2 a rămas acasă? Așa nu putem face nimic, mergem în excursie, este scrisul dumnealui. Cine a plecat locul 3 la calificare? Vreau să super dai greu. Nimic. Cine? Super greu. Super greul. Da. Numele. Super greu. Păi, numele lui. Cum îl cheamă? De la Dinamo. Burciu? Burciu, da. Ok, deci a plecat Burciu. Știe cineva? Face parte din lotul olimpic. Burciu. Da, uite, acum spune Daniel și Andreea Burciu. Domnule Mureșan, aveți idee de ce s-a plecat așa? Nu. Gabi, ai idee? Nu știu, o fi fost într-o pasă proastă și n-a reușit să ajungă în finală, doar până la locul 3 s-a putut opri. Ok. Antrenorul consideră mult mai valoros, okay. Este mai valoros și atunci... O să păstrez această întrebare pentru antrenorii de loturi, când vor intra în emisiune, sau mai bine zis, când vor dori să intre în emisiune, da, pentru că ei au fost curtați să intre în emisiune și am fost refuzați. Pentru că vreau să fac ei au considerat că este mult mai valoros decât locul 1 și 2. Remus Arădoaie, dacă era această emisiune făcută acum 4 ani, să se poată fără cenzură să-și pună părerea toți oamenii din box și cu siguranță acum era unitate, acum avea mai mulți calificați la olimpiadă. Posibil, este un început acum și posibil ca la Paris până la anul 2024, mai e tot tipul din lume să mai calificăm oameni. Însă, revenim la planurile de viitor și la proiectele de viitor. Pentru că, opa, greșit, federația este persoană publică de drept privat, de utilitate publică, spune domnul Iacu Gheorghe, domnule Mureșan. Da, și eu ce am spus, este de utilitate publică, de drept privat, nu este instituție publică. Noi suntem clubule, sunt instituții publici, au personalitate juridică. Federația. Dar se folosesc bani publici, da? Da. Bun. Pe contract. Pe contract, pe obiectiv. Am înțeles. Bun. Salut, Eronim. Te salutăm de acolo, din America. Sper că ești lângă piscină și ești alături de noi. Haideți să ne mai
Să ne mai destindem așa și să revenim la proiecte. Domnule Mureșan, ce proiecte vreți să implementați în zona dumneavoastră? Eu zic că am pornit un pic greșit cu regionalizarea. Opa! Păi până acum s-a făcut lobby la regionalizare, domnule Mureșan. Da? Da? În care regiune s-a făcut lumină, domnule Peiș? Păi nu știu, bănuiesc că în aia de sud. Eu n-am văzut nici măcar o luminiță. M-auziți? Da, te aud. Cred că în zona de sud-vest, acolo unde sunt porțile de fier. Da, probabil. Vreau să spun un lucru. Dacă vrei să faci regionalizare și vrei într-adevăr proiecte care să fie susținute, trebuie să mergi cu proiectul scris fizic pe masă la oameni. Dacă mergem în zona regionalizării și organizăm o ședință și ne vedem arbitrii, antrenori, care ne vedem la fiecare competiție, la care le-am spus ce înseamnă regionalizarea și le-am explicat în toate competițiile în care ne-am întâlnit, n-am făcut nimic. Deci întâlnirea acolo trebuie să fie mult mai amplă. Acolo trebuie să fie în primul rând conducătorii de cluburi care să vină lângă ei cu autoritățile locale. Dacă nu îi atingem și dacă nu ajungem la coarda sensibilă a autorităților locale, dacă ne întâlnim antrenorii și cu arbitrii, cum s-au întâlnit în cele mai multe ședințe în regiuni, nu s-a întâmplat absolut nimic. Au fost aceleași povești cu același rezultat. Zero. Dacă mergem cu un proiect clar pe masă, să-i spunem la primar sau la un președinte de Consiliul Județean, domnule primar, domnul președinte de Consiliul Județean, noi putem face și noi putem investi în orașul dumneavoastră sau în județul dumneavoastră atât. Avem din partea dumneavoastră nevoie de atât. Haideți să dăm mână cu mână pentru că dezvoltăm un proiect pentru copii, pentru tineri, pentru oamenii de viitor din zona dumneavoastră. Și venim în întâmpinare cu oameni pregătiți să facă așa ceva. Dacă nu-i punem proiectul în formă fizică, pe masă, să îl facem cunoscut, nu o să rezolvăm nimic niciodată. Dacă mergem să ne întâlnim exact așa cum s-au întâlnit în cele mai multe locații, da? Dintre care am participat la două, au fost antrenorii din zonă și arbitrii din zonă. Atât. N-a fost nici măcar un director de club, n-a fost nici măcar un primar, n-a fost nici un președinte de Consiliul Județean, n-a fost nici măcar un reprezentant care să fie trimis din partea autorităților locale ca să transmit. Nu se mai aude. Nu vă mai auzim. Domnul Mureșan, apăsați așa. Pentru că am zis că s-a pornit greșit. Și îl mențin în continuare. Ok. Înainte să-i întreb pe maestru Captare și pe Gabi de regionalizare, o întrebare pentru dumneavoastră că a venit în timp util, o întrebare pentru domnul Mureșan, tot de la Daniel Dondoti. Cu mulți ani în urmă, Federația, Agenția pentru Tineret și Sport ne dădea echipamente la fiecare club. Deci mănuși, palmare, putem veni în ajutorul unui club, în ajutorul unui sportiv. Poate nu toți își permit, nu toate cluburile au situația financiară pentru tot. Câte puțin pentru fiecare club. A ridicat Federația și am urcat și noi în aprecieri. Erau cu ani în urmă fonduri la Agenția Națională pentru Sport. Nu exista minister atunci. Era da, da. Pentru sport, a fost acum vreo 15 ani. Care a făcut un contract amplu, s-a luat pentru fiecare ramură de sport și s-au distribuit prin federații materiale, saci, mănuși, în funcție de cât s-a făcut o evaluare, în funcție de sportivii legitimați. Și au ajuns niște materiale la fiecare club. Nu s-a mai făcut asta de 10 ani, poate de 15 ani, cam de 15 ani. Nu mai sunt fonduri pentru așa ceva. Banii sunt dirijați cele mai multe fonduri pe programe, pe obiective și prin COSR care vin pe centrele de junior și de tineret și așa mai departe. Am înțeles. Alex, Radu Alex, să știi că emisiunea este făcută exclusiv de producători. Eu doar o moderez și cu mintea mea și priceperea mea la box să țin în frâu oamenii aici și în priză. Așadar, propunerea asta merge direct către Iulian Botez, producătorul emisiunii. E o idee foarte bună. Sper că Iulian a notat-o. Maestri Captarii, părerea dumneavoastră despre această regionalizare?
și pe urmă trec la carne. În primul rând, deci noi nu avem instituțiile regionale necesare ca să putem să ne afiliem la așa ceva. Deci noi ar trebui mai întâi să avem instituțiile. Ori noi acum, deci având totuși niște instituții deja create, de ce să nu mergem cu astea înainte? Deci până o să se facă regionalizări, până o să fie într-adevăr regiune în adevăratul sens al cuvântului, mai trece multă apă pe Dunăre. Deci eu nu-i văd rostul, deci e prea repede. Nu o să putem niciodată să ajungem la un consens să o înființăm. Până la urmă n-are niciun sens. Deci e nonsens ceea ce încercăm noi să facem. Intervin un pic peste asta. Are un sens foarte mare. Putem face în fiecare regiune un centru de excelență. Asta ar fi de dorit. Un centru de excelență cu participarea autorităților locale ca finanțare și cu susținere de tehnică și de tehnicieni din partea federației. E adevărat. Dar să zicem, sunt 4 județe. Un centru de excelență în țară. Și merg extraordinar. De ce au rezultate la mondiale, la europene și așa mai departe? Pentru că au foarte multe centre de excelență în toate zonele țării. Acolo sunt foarte mulți copii care ajung în loturile naționale. Asta ar trebui să fie rolul regionalizării, până la urmă. Să aducem chiar așa, lângă noi, autoritățile locale. Cei care sunt dispuși, pentru că într-o regiune sunt 5-6 județe. Tot găsim un primar care vrea să investească cât de cât în ramura noastră de zonă. Gabi, adevărat, uite, aici la noi suntem 4 județe, Timișoara, Timișu, Aradu, Caraș și Hunedoara. Da, haideți să ascultăm și părerea lui Gabi despre această regionalizare. Eu sunt de acord cu regionalizarea și exact cum zicea și domnul vicepreședinte, deci fiecare sportiv venit dintr-un județ să poată fi susținut de autoritățile respective, da? Dacă la noi în Moldova va fi centru în Iași, da? Sunt sportivi de la Botoșani, de la Scea, de la Neamț, fiecare sportiv să fie susținut financiar de, adică eu o văd mult mai ușor pentru cel care înființează acel centru. Mă rog, asta e o părerea mea. Bun, pe banii cui? Că aia e, pe banii cui funcționează. Chiar așa, pe banii cui? Că hai că noi îl înființăm, dar pe banii cui? Păi, cu fonduri europene. Bun, nu se poate. Veci, nu se poate. Ajungi la ele. Alea sus. Până la regionalizare, nu știu, cred că ar trebui introduse din nou competițiile astea zonale, ca să nu, în cazul copiilor, a juniorilor, a tinerilor, seniori, deja dacă ai zonă, nu mai cu cine să te duci la finală. Sunt puțini, dar să nu mai vii la juniori, știu eu, și la copii cu, nu se zice, îl iei de pe stradă și îl duci direct în finală, la finale. Să vină să participe cei mai buni. Bun, eu propun de câțiva ani buni. Eu propun un campionat național pe etape. Deci ăla ar fi salvarea pentru noi. Pentru început. E vorba de cadeți, de juniori, ca să-i facem mai mult de la activ. Da. De acord. Dar, nu, eu știu, poate anul viitor, poate anul viitor. O să vedem. Ok. Bun, înaintăm în discuții cu maestru Captare, am făcut, să zic așa, această analiză a calificărilor de la Londra, da? Am făcut-o în emisiunea în care a fost invitat și merg la Gabi dacă ai urmărit calificările de la Londra. Da. Perfect. Îl feliciți, știu cu siguranță, pe Gârleanu pentru... Personal l-am felicitat. Așa, haideți să facem o analiză a celorlalți sportivi. O analiză pertinentă venită din partea unui om de box, unui antrenor și să-i luăm pe rând, ei pe rând pe fiecare sportiv în parte și la final vreau să-mi dai pronosticul tău
dacă mai calificăm sportivi lângă Gârleanu pentru Olimpiadă? Eu am mare încredere în Arădoaie. Ok. El mai are un meci. Deci mergi pe mâna lui Arădoaie, da? Da, da. Bun. Da. Hai să vedem ce face cu ceilalți. Cu Jitaru? Jitaru, cred că în loc să crească în valoare, ușor, ușor, nu știu, ceva s-a întâmplat cu el. Undeva trebuie lucrat. Cred că... Ce îi lipsește, după părerea ta? Psiholog. Ok. Mergem mai departe. Burciu, Filip? Filip, părerea mea că trebuie să mai are nevoie de... Mai are nevoie de experiență. E cumva, să zicem, experiența înainte de Paris 2024? Cam acolo. Ok. Nechita? Fata. Știu că e singura. Da, și am înțeles că la calificările de la Paris va mai fi prezentă încă o fată. Deci, pentru Nechita? Îi țin pumnii. Perfect. Bun. Și acum scorul final, pronosticul tău, 2-3, cât mai merg lângă Gârleanu? 2. Perfect. Mersi. Domnule Mureșan. Te ascult, Gică. Aceeași întrebare. Haideți să facem o analiză. Dar avem nevoie de turnee puternice. Ați auzit, domnule Mureșan? Haideți să facem turneu puternic. Centura de aur anul ăsta, puternică rău de tot. Turneul puternic. Și au făcut o strategie și au urmat-o pas cu pas. Chiar domnul președinte spunea, pentru performanță nu există limită la bani. Deci pentru performanță investim și mergem acolo unde ne batem cu cei mai buni ca să obținem rezultatele cele mai bune. Dar să-și aducă aminte, domnul președinte, la câte turnee participa când a fost boxer. Turnee puternice. Da, este adevărat. Situația s-a schimbat de atunci drastic. Suntem în altă epocă. Chiar suntem în altă epocă. Da? Eu zic că Arădoaie are șanse extraordinare și are și experiența necesară să atingă obiectivul de a califica. Așa. Jitaru, după perioada de real, a avut o perioadă de accidentare. Nu știu, se le face greu. L-am văzut doar anul trecut la începutul anului la turneul din Ungaria, unde a pierdut în meciul 2. La șanse au toți, dar da. Vă spun, eu așa-l văd. Arădoaie cu cele mai mari șanse. Nechita? Că și ea este la un meci. Știm? Nechita este la un meci de calificare. Nechita are șanse mari. Deci Nechita are șanse mari. O sportivă foarte ambițioasă, o sportivă foarte bine pregătită, își dorește foarte, foarte mult și pentru asta a făcut tot ce e posibil omenește pentru calificare. Arată într-adevăr ca o mare sportivă. Ceilalți tineri îi pregătim? Cel puțin două fate sunt mai calificăm. Bun. Sigur că mi-aș dori să fie toți, da? Toată lumea își dorește. Ceilalți tineri, Filip, Burciu, îi lăsăm pentru Paris 2024? Filip este un talent, într-adevăr, este foarte tânăr. Ar trebui, într-adevăr, copt în turnee, în competiții internaționale, tari și păi poate face mare rezultat. Păi și ce face federația în sprijinul ăsta? Facem turnee tari sau nu facem turnee tari? Turneele tari, sigur că le vom face. Să scăpăm o dată de perioada asta. V-am spus, va dura mai mult de un an și jumătate până când o să intrăm în oarecare normalitate. Poate mai mult. Da, dar turneele o să le putem ține, părerea mea. Turneele tari... Să știți că este o problemă cu plimbatul ăsta a boxerilor de la un club la altul. La clubul ăla are 3 antrenori. La un alt club, când îl duce, are alți 2 antrenori. De-aia acum să nu se supere maestru Captar. Eu văd acolo lotul olimpic, nu, să stea în pregătire într-un singur loc. Nu? Da, într-adevăr să vină, uite cum e maestru lângă sportivul lui. Dar în cazul lui Filip tot l-au plimbat dintr-o parte în alta. Nu mai zic. Da, la Bacău avea 4 antrenori.
Măcar dacă i-avea pe toți odată. Da? Avea... Cum se poate depăși starea asta pe care a descris-o Gabi, domnule vicepreședinte? Maestru Captare știe bine. Ce se întâmplă cu plimbarea unui sportiv la un club la celălalt? Viața de sportiv este destul de scurtă. Așa că merge acolo unde îi se oferă un salariu, unde îi se oferă ceva pentru viitor. Pentru că au nevoile lor. Nu o să facă o viață întreagă box. Dacă la alt club îi se oferă mai bine, este normal să plece. Dar să îi se oferă, să nu păcălească nimeni. Să-și încheie un contract foarte bine argumentat și să obțină ceea ce... Pentru că dacă ne plimbăm doar așa, nu-i normal. Păi, tocmai cineva trebuie să profite de valoarea acestui sportiv. Nu trebuie să profite nimeni. De valoarea sportivului trebuie să profite țara să-și promoveze sportivii. Iar pentru plecările astea sunt foarte multe federații care au grile de transfer. Din grila de transfer câștigă și clubul, și antrenorul, și sportivul. Toată lumea trebuie să câștigă din grila aia de transfer. Trebuie să ajungă și Federația Română de Box. Trebuie să închegăm să funcționeze și acel departament al boxului profesionist. Da? Ca să aibă viitor. Pentru că dacă am obținut o anumită performanță la amatori, este normal să fac pasul. Dacă vreau, bineînțeles, să fac performanță sau să fac bani mai mulți, să trec la sportul profesionist. Și atunci să am opțiunea unde să trec în țară. Nu să plec în America, în Canada, în Germania, în alte țări, ca să pot să fac sport. Cine ne oprește să avem o ligă de box profesionist în România? Păi nu avem? Pe noi. Nu avem? Nu avem. Păi, din câte știu eu, domnul Obrejda conduce Liga Profesionistă de Box. Deocamdată nu este constituită legal. Avem tot pe ordinea de zi o analiză a Ligii Profesioniste, a Biroului Federal. Ok. Am înțeles. Deci, ar putea exista Federația Română de Box Profesionist? Sau exclus așa? O ligă de box profesionist. Și boxul amator și boxul profesionist. Box amator practic nu mai există. Box AOB. Da? Boxul profesionist cu versiunile care însă ar trebui să existe acolo, să fie legalizat în Federația Română de Box, prin acea ligă profesionistă care să funcționeze, să-și facă treaba pe partea de box profesionist. Avem nevoie neapărat de liga asta. Da, uitați, citesc două mesaje. Florin Daniel Stan. Domnilor, eu am fost component al lotului național de box 6 ani, de la cadet junior, inclusiv seniori, în perioada 98-2004. Antrenor la seniori era Marele Vaștag și Leonard Dorotei, oameni cu experiență care au trăit sudoarea boxului, erau loturi naționale de cadeți juniori și seniori. Ce s-a întâmplat din 2005 încoace? Cum a evoluat boxul în această perioadă? De ce nu vin antrenori și oameni competenți la conducerea PRB? Se întreabă el, probabil o să-i dați răspunsul lui personal, pentru că nu face obiectul acestei emisiuni ultimele două întrebări, ci pur și simplu puteți să ne întrebăm ce s-a întâmplat din 2005 încoace. Poate să zică cineva dintre dumneavoastră? Și cum a evoluat boxul în această perioadă? Deci toată lumea știe. A fost o perioadă de declin enormă pentru că n-a fost finanțare. Și de aici vin toate problemele. Stai. N-a existat 2005 înaintea lui 2008 și înaintea lui 2015, când am pierdut finanțarea. Da, domnul Mureșan, 2005, e vorba de 2005, el întreabă din 2005. Da. Ce s-a întâmplat cu boxul din 2005? Cum a evoluat el sau a involuat? Deci a involuat din 2005 încoace, a involuat. Știm cu toți. Pe ultima medalie a fost 2004 la Atena, nu? Bun, am exact. Să vă rog să fiți foarte atenți. Domnul Iancu Gheorghe revine cu un comentariu care mie mi se pare un comentariu foarte pertinent. Trebuie dat viața asociațiilor județene de box, impunând ca fiecare asociație să aibă un calendar competițional, iar sportivii participanți la competiție din cadrul calendarului competițional al federației trebuie să aibă la o cupă două competiții câștigate și la un campionat trei competiții câștigate. În asemenea condiții se vor elimina trecerea în
de meciuri fictive în legitimații de către antrenori și se va crea obligația ca antrenorii să caute competiții, să poată participa cu sportivul la competițiile naționale. Cred că se referă la regionalizare. Nu, se referă la asociațiile județene pe ramurile de box, care exista de când lume. Nu la regionalizare. Dar are legătură și cu regionalizarea, că un antrenor poate să se ducă în alt oraș, de exemplu, de la Zalău la Târgu Mureș, la prietenul Gheorghe al nostru, să facă competiție acolo, să meargă să boxeze. O să se ducă unde vrea el și acum, nu îl încurcă nimeni. Aceste asociații județene pentru ramura de sport box aproape nu există. Știți câte sunt în legalitate? În primul rând, aceste asociații județene nu au bani. Deci tot ce se încearcă să facă pentru ele e pe proiecte. Ori proiecte pe ce să faci. Deci, e foarte greu de gestionat o asociație județeană. Deci, în primul rând, trebuie să ai minim trei cluburi în județ ca să poți să înființezi o asociație și apoi ce te curge de la a organiza o asociație, de unde faci rost de fonduri, de unde... Eu nu cred că sunt nici măcar trei asociații județene care funcționează legal la ora asta. Nu există. Sunt doar multe afiliate care apar odată la 4 ani când se iese adunare generală de alegeri. Pentru că cineva a ținut o ștampilă printr-un sectar și atunci o pune pe o delegație mandat și vine la alegeri. Dar legal constituită ca să existe cele trei cluburi, ca să existe, să funcționeze, să aibă sportivi legitimați, să participe la competițiile organizate de federație, nu există. Ce poate să facă federația în sprijinul acestei măsuri de a înființa cât mai multe asociații sportive? Poate să facă foarte mult. Iar vi s-a blocat microfonul, domnul Mureșan. Alo. Acum vă auzim. Acum vă auzim. Spuneți. Da, a sunat telefonul. Poate face foarte multe federația. Da. Ia spuneți, ce poate să facă? Deci în primul rând sunt foarte mulți oameni care mă sună și spun: domnule Mureșan, cum pot să înființez asociația județeană? În primul rând ar trebui să pună un regulament pentru a unei asociații județene, un statut al ei. Cum pot să înființez asociația județeană pe ramură de sport? Da? Și să le cerem celor care sunt interesați, pentru că sunt foarte mulți interesați, să facă, pentru că aceste asociații județene pot accesa bani publici de la autoritățile locale. Pot organiza foarte multe competiții, pot susține sportivii de performanță din județ. Îi pot susține pe bani publici. Dar nu cumva lipsește și personal? Chiar primăriile de oraș, mici, au proiecte pe sport care pot fi accesate de către asociațiile județene. Deci ONG-uri. Nu, are dreptate. Are dreptate domnul Mureșan. Sigur, bă, eu am asta. Are dreptate. Eu lucrez într-o instituție publică unde este un capitol bugetar, proiecte pentru finanțarea sportului. Da, eu pe fundație, eu așa organizez. Și nu sunt solicitări. Depun proiect pe nerambursabil. Da. Pe legea 350. Da. Deci, practic, bani sunt, dar nu prea știm să-i luăm, domnule Mureșan, nu? Da, exact. Asta e problema noastră. Asta vă spuneam și cu regionalizarea. Dacă nu mergem cu ceva scris pe masă la oamenii ăia, să le spunem ce vrem să facem la ei, practic la ei în curte, da? Perfect. Atunci trebuie să faceți dumneavoastră acest cadru. Trebuie să facem un departament de marketing care să ocupe de lucrurile astea. Păi să ocupe cineva. Păi și când îl avem, domnule? Patru ani de zile m-am ocupat și am lucrat pentru federație aproape cât pentru club. Da? Cu tradus, cu examene, cu cursuri, cu tot felul de regulamente, cu oameni aduși, da? Și cu tot interesul care l-am dat. Nu se materializează, pentru că omul vine foarte greu. Trebuie să-i dai mură în gură. Dacă vrei să facă ceva. Este foarte greu. Mai greu cu startup-ul, Radu, este mai greu. Cu startup-ul poți doar să-ți deschizi o sală, dar să finanțezi este mult mai greu.
singura soluție în acest moment, așa cum spunea și domnul Mureșan, la care eu subscriu pentru că știu despre ce vorbesc. Eu sunt pe așa ceva și știu să aduc și bani europeni și bani naționali. Bani că sunt acum, n-au existat niciodată pentru sport. Da, dar important este să știm să-i luăm. Gabi ia bani, maestru captarii ia bani. Dar câți mai sunt în țară? Azi mai fi, dar noi știm. Nu știm. Păi nu, că se plânge toată lumea pe aici de bani, că lipsa banilor. Culmea este că din acești bani se dau și premii, se dau și indemnizații. Sunt prin aceste proiecte se pot plăti indemnizațiile unui sportiv pe un an de zile. Bineînțeles, numai ție nu zic cum. Ți-am zis, Iulian, ți-am explicat de atâtea ori cum se iau bani de la consiliile locale, județene, municipale. În funcție de fiecare consiliu local și-a făcut un regulament. Exact. Un regulament în baza legea 350 apare în fiecare. Exact. E valabil în toată țara. Deci, de ce nu se insistă pe legea sponsorizării? Cum? De ce nu se insistă pe legea sponsorizării? Da. Cătălin, pentru că nu poți să iei nimic pe ea. Dar nu există legea sponsorizării. Există, dar nu există. Nu există. Cu privire la sponsorizare, este prevăzut în codul fiscal. Dar asta cei 2%. Nu este vorba de cei 2%. Deci cei 2% este cu totul altceva. Ala e redirecționare. Este impozitul care l-are. Da, corect. E redirecționare de impozit. Da. Să-l vireze într-o parte sau în cealaltă, la o fundație, la o asociație, la un club, da. Mai departe. Despre sponsorizare se poate acum 0,05% din cifra de afaceri. Din cifra de afaceri, dacă societatea respectivă a înregistrat câștig în ultimii 2 ani. Dacă a înregistrat pierderi, nu are dreptul să facă sponsorizare. Dar asta este prevăzut în codul fiscal. Nu există o lege a sponsorizării. Ok. Haideți ca să recapitulez, pentru că se pare că ori lumea nu a fost atentă, ori nu. Domnilor, cum să zic eu, conducători de cluburi sau de cluburi departamentale sau de cluburi private. Așa cum spunea domnul Mureșan, aproape 90% din primăriile din țară au în proiecția de buget pe un an, au bani referitori la dezvoltarea sportului. Acești bani pot fi, să zic așa, luați pe bază de proiecte. În momentul în care ai scris o cerere de finanțare credibilă, un buget credibil, acolo nu trebuie să credibil, nu trebuie să fie credibil. Deci domne, sunt modelele tip. Sunt modelele tip. Nu, trebuie să fie credibil. Și credibil, normal că și credibil. Pentru că dacă fiecare proiect este evaluat și punte de cerințe, da. Exact. Păi și o sumă. Domnilor, dacă eu spun așa, că dacă acel proiect este scris credibil, comisia de evaluare nu ți-l pică. N-are, normal, n-are niciun interes. Dar dacă tu scrii acolo că duci un sportiv la mondiale și iei aur, credeți-mă că nu știu dacă în comuna nu știu care există un boxer independent care să ajungă la mondiale. Dar sunt trecute acolo cheltuieli eligibile. Păi sunt trecute cheltuieli eligibile. Sunt trecute acolo trebuie să se încadreze. Ei trebuie să se încadreze acolo. Deci sunt niște bani foarte ușor de luat. Dar este important ca primăria respectivă sau Consiliul Județean să scoată această linie bugetară cu proiecte, să le scoată pentru a fi valorificate de către... Cu pandemia asta nu cred că mai dar pot anul. Dar cu pandemia, că cineva scrie pe site că nu s-au luat bani. Într-adevăr, în perioada asta nimeni nu a deschis linie de proiecte. Pentru ba, că o deschis, nu era, deschis, nu deschis, se deschis, început ba. Înainte. Înainte de pandemie o deschis și după aia au renunțat. Păi da, pentru că nu se justifica ca o pauză, să existe o pauză în cheltuieli și în încasări. Este logic. Bun, și acum după cheltuielile care s-au făcut cu pandemia, sigur nu mai sunt bani și pentru așa ceva. Sunt, pentru că în proiecțiile bugetare acei bani sunt. Dacă o primărie face rectificare bugetară sau un consiliu județean și ia banii de acolo să nu mai dea bani la sport, e problema lor. Însă, acești bani fiind pe linie bugetară rămân. O să ia acei bani care nu se pot cheltui, pentru că în condițiile exact. De pandemie
nu mai ai competiții. Procedează exact ca ministerul. Așa este. Radule, nu pot să te ajut. Eu în momentul de față am 3 proiecte cu finanțare europeană în administrație. Crede-mă că n-am timp nici de mine. Cu Iulian glumesc mai mereu. Știu că glumești, într-adevăr. Da, pot să vă ajut, să vă pun la dispoziție un model de cerere de finanțare. Este foarte simplu completată. Bugetul este fiecare, ceva simplu. Nu fiecare primărie are publicat atunci când își alocă bani în buget, are publicat și regulamentul, cererea de finanțare. Momentul în care începe concursul de depunere de dosare. Cu o lună înainte. Da. Nu cu o lună. Cu o lună se publică anunțul. Da. Bine, se publică anunțul și se depun dosare. Da, după modelul primul venit, primul servit. Nu, chiar nu e așa. Nu, după culoarea care o porți la cămașă. Nu, domnul Mureșan a deschis o problemă pe care o să vreau să discut în continuare în următoarele emisiuni și îmi pare bine că a pus această problemă. Este o problemă la care, culmea, este mă pricep mult mai bine ca la box, din meseria mea de bază. Și pot să spun tuturor oamenilor care se uită la această emisiune că bani se pot lua foarte ușor, cererile de finanțare sunt foarte ușor de completat, însă trebuie să fii credibil în acea cerere de finanțare. Mai trebuie să mai pui și un istoric acolo, Trebuie să pui și un istoric, trebuie să pui și un bilanț, cel puțin prescurtat, dacă n-ai avut activitate verbal, Deci sunt lucruri care sunt cerințe legale până la urmă. Trebuie să ne încadrăm. Dacă ne încadrăm acolo, imposibil să nu obținem și Domnule Silviu Mureșan, am să vă rog să puneți pe site, în urma acestei idei pe care ați avut-o, să o spuneți în emisiune. Eu am ocolit-o nu de teamă, ci pur și simplu n-am vrut să creez o anumită rumoare, să zic așa. Am să vă rog să postați, îndrumați toate cluburile să acceseze aceste fonduri de la primării, să depună proiecte. I-am încurajat întotdeauna și am avut discuții cu mulți antrenori la competiții. Le-am spus toate, în special modificările legislative. Le-am spus întotdeauna tot ce privește pe sport. Le-am dat întotdeauna indicații cum pot accesa banii ăștia. Am fost consilier municipal 10 ani de zile. Am lucrat mult la regulamentele primăriei în alocarea de fonduri. Deci am știut, le-am pus la dispoziție chiar și proiecte atunci. Deci m-am luptat, să știi, pentru a obține oamenii din box fonduri de organizare de competiții și de susținere. Bun. Chiar e foarte ușor de obținut, e adevărat, dar tu ziceai că faci ceva cu fondurile europene. Acolo nu m-am băgat niciodată. Nu. Eu lucrez în administrație. Pe lângă dragostea asta față de box, eu lucrez în administrație și sunt manager de proiecte cu finanțare europeană în administrație. Deci n-am nicio treabă cu sportul. La primărie. Da, exact. La ultima întâlnire cu ministrul tineretului și sportului, am fost anunțați că anul 2020 va veni cu proiecte pentru sport. Deci cluburile sportive, autoritățile locale vor putea depune proiecte pentru dezvoltarea bazelor sportive în prima fază. Deci asta va fi prima fază care va fi... Cu limită de sumă, cu ceva? Nu cred. N-am lucrat, nu știu cum a început, pentru că a venit pandemia și... Nu știm cum deci, o demarat acest proiect. Orice axă cu finanțare internațională are o limită minimă și superioară. Acum depinde cât de credibil e proiectul tău. Nu, dacă și neapărat trebuie să participe... Deci ca ca la toate proiectele. Ai un punctaj, dar aici trebuie să... Trebuie să participe și primăria cu cot de parte, nu? Nu știu exact regulamentul. Am fost anunțat de ministru atunci, am înțeles. S-a spus să ne pregătim pentru a putea accesa aceste fonduri în viitor. Bun, și e vorba de cluburile departamentale sau? Este vorba de cluburile departamentale, cluburile sportive școlare, autoritățile publice locale.
administrație publică, cum ar veni. Tot ce ține de administrație publică. Pentru că banii europeni vin pe administrație cu direcție. Banii pentru privați vin cu alte, cum să zic eu, pentru idei de afaceri, pentru altceva. Dar banii pe administrație vin clar pentru ONG-uri. Pentru ONG-uri ce și pentru ONG-uri, dar nu pentru ONG-uri din sport. Nu? Nu. Bun, domnilor, trecem mai departe. Până în momentul acesta se pare că am fost constructivi, zic eu. Și pentru final, știți foarte bine, deja am 2 ore, 40 de minute de când discutăm și se pare că am dat idei foarte mult. Marius Miron, te rog frumos să iei legătura cu managerul meu, cu Iulian Botez, și o să-ți dea numărul meu de telefon să vorbim. Nu glumesc, așa putem să ne găsim mai ușor. Domnilor, de-a lungul timpului, cu siguranță ați avut momente frumoase, amuzante în viața de antrenor, de arbitru, de conducător de Comisie Centrală de Arbitri sau orice. Vă rog să vă gândiți la o întâmplare amuzantă din viața dumneavoastră legată de box și să începem cu maestru Captare. Yeah. Păi, sunt multe, dar nu știu pe care să o aleg dintre ele. Chiar nu. Uite, hai. Hai, mă rog. Urmează Gabi, că pe urmă se grăbește Gabi. Vin acum. Ce, te-a chemat generalul? În 78 a fost plecat la un turneu în Polonia. Și înainte de a pleca la turneu, mi-am luat cele mai frumoase pijamale. Cele mai frumoase, pe care, mamă, deosebite. Și când am ajuns la Varșovia, ne-au dus la un hotel acolo. Dimineața, ăștia n-au știut la ce oră să plecăm. Dimineața au venit peste noi, Val Vârtej, că trebuie să plecăm. Și am uitat pijamalele sub pernă. Că asta e, ce să fac? Dar erau cele mai frumoase. Cele mai frumoase pe care le-am avut eu vreodată. Hai, Gabi. Am dormit în ele. Am înțeles. Gabi, hai ca să te las să te duci la general. Da. Fiică mea cum seară. Seara asta. Apelul de seară. Da, a venit fiică mea acasă de la bunici. Am înțeles și trebuie să-și ia locul. Îi predai camera. Da. Ce zic, eu amintiri frumoase, așa, neapărat. Hai, păi spune una amuzantă. Nu neapărat amuzantă, e așa trăită. Bine, trăită, spune. Cantona mea. Spune, omule, că aici poți să spui orice, ți-am zis. Nu există cenzură. Apropo, să salut și pe Florin Mulcuțan, care este alături de noi. Zi, te rog. Nu, așa, care mi-a rămas în memoria. Ok, let's go! Cum era înainte, că făceam cantonamentul, l-am făcut la o stațiune balneoclimaterică și avea apa clocotită în bazin, că cred că anumea puneau apă clocotită ca să nu poată să intre nimeni să-l folosească. În schimb, țevile de apă rece în cameră erau înghețate, efectiv înghețate, bocnă. Mi-am adus aminte, cineva a prins la un moment dat apa în cameră, a prins să curgă apă. Știi că înainte îți dădea... Cu porția. Cu porția, da, era program. Și cât a curs și a lăsat așa robinetul. Și dimineața erau exact țurțuri, ieșa țurțuri din... Da, eram în cantonament. Deci în bazin apa clocotită să nu o poți folosi, la chiuvetă în cameră apa... Înghețată. Da. Frumos. Adică, dar vis-a-vis de performanță, să știi că, uite, se făcea performanță. Și în condițiile alea. Exact, da, știu. Și altceva, țin minte chiar pe maestru Valentin, tot așa, era mic, era în pregătire cu taică-miu în lot
și l-a pus pe el fiind, n-avea ce să-i dea să arunce, ce să-i dea, așa era. Și l-au dus pe malul râului, pe malul Gârlei acolo și i-a dat bolovanii cei mai mari și ia și aruncă pe partea cealaltă. Și săracul maestru atâta, de asta și aduce aminte și el cu drag, atâta se chinuia și își dorea foarte mult să ajungă bolovanii pe malul celălalt. Da, mă rog, n-a reușit niciodată. Da. Da. Am înțeles. Vreau să fac de un de Valentin Vrânceanu povestesc. Da. Vreau să-i fac un comentariu lui Florin. Florin, uite o idee. Dacă Filip organizează acest sparring sau aceste meciuri revanșă, să aducă delegații străine, dacă nu are încredere în oamenii noștri. Da, mă. Ca la fotbal. Țineți minte cum striga Becali, să aducem arbitri străini. Da. Nu, Florin, este o glumă. Dacă aveți nevoie de mine, vă ajut oricând să faceți aceste meciuri revanșe. Avem arbitri delegați care participă la campionat mondial, uite, la olimpiadă, să-i solicit pe aceștia. Sau așa? Domnule vicepreședinte, amintirea dumneavoastră. Am multe și din timpul cât am practicat această ramură de sport. Dar ce să... Să vă spun una hazlie cu Pălinca, că toți suntem din zona Pălinca. Păi dacă sunteți de la Zalău, despre ce să vorbim? Da. Despre uraniu îmbogățit? Da, turneu internațional. Ce să duc, Pălinca? Păi cum trec atâta pe avion? Cum mă duc atâta Pălinca? Zic, hai că împărțesc la sportivi, bagajele de cală, împărțim Pălinca, ajungem acolo, a doua zi, colectez, hai, tu adu o sticlă, tu adu o sticlă, fără să fiu atent. Încep și dau Pălinca acolo, protocol, la prieten, la... Cum se face? Da. A doua zi mă întreabă unul, Silviu, dar cine ai dat acolo? Ce crezi că făcuse unul dintre ei? Puzese apă. Dar nu știam care. Păuse Pălinca și-o pus apă. O pus domnul de nici nu s-a observase. Ei, nu cred că o băuse, dar și-o pus în alte sticle. O pus un băut o trei în seara. Dai seama că o făcut și ei un chef. Da. Că mi-era prieten și i-am dat altă sticlă după aia. Da, deci domnilor, mi-a făcut o reală plăcere să vă am invitat în această seară. Sper că v-ați simțit bine în această emisiune și că vă simțiți, cum să zic eu, mult mai bine că ați pus lucrurilor pe nume, că ați avut dreptul la replică și că ați dat o replică tuturor contestatorilor. Mă refer aici la domnul Mureșan. Maestre Captare, n-am mai apucat să te întreb de cum merge treaba cu Gârleanu, dacă ai început să studiezi meciurile sportivilor calificați la olimpiadă pe categoria lui. Alea le știu a europenilor, alea alte încă urmează să mi le dea joc. Am înțeles. Vom mai vorbi pentru că eu sper să invit aici cât mai mulți antrenori cu sportivi calificați la olimpiadă. Domnilor, mi-a făcut o reală plăcere pentru că ați fost în această emisiune și că am putut să discutăm. Îmi pare bine că domnul Mureșan a avut ideea să o spună direct și franc că sunt bani în consiliile locale județene și sper că lumea să priceapă și să nu mai zică că nu sunt bani. Da, dar trebuie să faci hârtii. Dar trebuie să-i luăm. Trebuie să facă hârtii și trebuie să identificate persoane care să îi ajute. Nu vine nimeni să ne facă cadou bani. Știi? Așa este. Trebuie să facem niște acolo banii, deci nu ei, pur și simplu, de conturi justifici. Și atunci suntem elegiți întotdeauna. Numai puțin. Domnul Captare a sesizat bine. Banii aia trebuie justificați la final. Cred că de-aia nici nu se iau. La centimă, deci nu merg altfel. Deci nu merge altfel să... Va trebui să ne învățăm să justificăm și sumele astea, pentru că dacă vrem ca sportul ăsta să supraviețuiască. Am desprins ideea lui Gabi că competițiile independente pot merge mână în mână cu competițiile naționale atunci când vrei să le faci. Desprind ideea cu regionalizarea din punctul de vedere al maestrului Captare și al domnului Mureșan că nu este prea așa benefică din punctul lor de vedere. Aștept și alte păreri. Nu. Mai înțeles greșit. Este foarte benefică. Dar trebuie să vinim să punem ceva pe masa autorităților locale. Nu povești.
Dacă domnule, ne întâlnim Bureșan, doar așa cum s-au întâlnit... Până nu puneți ceva, până nu puneți ceva pe masa autorităților, cum spuneți, această idee nu e benefică. Zero. Păi vedeți, despre asta vorbeam. Ceva, ceva hârtie concretă cu ce vrem să facem, nu e vorba de altceva. Exact, exact. Bun, rămânem cu ideea că arbitrajul românesc nu a dus în groapă boxul românesc. Asta niciun caz. Nu, doar greșelile făcute de arbitrajul românesc. Ia uitați. Nu se mai întâmplă, deci e omenește. Salut pe toți telespectatorii care au fost alături de noi, pe toți cei care au comentat de data aceasta extraordinar de frumos. Se pare că mesajul meu a ajuns la dumnealor și că le-a demonstrat că această emisiune are coloană vertebrală, deci nu mai e nevoie de jigniri într-un comentariu. Dacă vreți să vă jigniți, n-aveți decât în privat, pe chaturile private. Această emisiune, așa cum spuneam, vine în sprijinul boxului românesc, este creată să facă oamenii să comunice, să intre în direct când au ceva de spus sau de întrebat și ca toate să fie până la urmă, ca totul să fie până la urmă bine, trebuie să învățăm să spunem lucrurilor în față. Domnilor, vă mulțumesc Corect. Încă o dată, vă mulțumesc pentru participare, vă dau posibilitatea să încheiați cu câte un gând bun pentru toți oamenii din box. Încep cu maestru Captari. Nu pot să le doresc decât sănătate, să ne întâlnim cu bine, să le dea Dumnezeu foarte, foarte multă dăruire în ceea ce vor să facă și reușită, bineînțeles, după. Da, producătorul emisiunii spune să nu ieșiți din, după ce se termină genericul de final, să mai rămânem puțin împreună, vreo 2-3 minute la niște discuții. Mulțumesc, Dorinele, mulțumesc tuturor care felicită această emisiune, tuturor care s-au uitat. Gabi, un gând? Sănătate și luciditate în tot ceea ce fac. Domnule Mureșan? Gabi spunea foarte bine luciditate. Sunt de acord. Emisiunea extraordinară și poate spune lucrurilor pe nume. Au fost foarte multe lucruri vehiculate înainte și foarte multe neadevăruri. Oamenilor le place să înflorească. Aici să spun lucrurile pe nume, lucrurilor pe nume, ai dreptul la replică, poți să spui acel adevăr și exact cum v-am spus, n-am încălcat niciodată vreun regulament, toate deciziile care le-am luat au fost aduse la cunoștință președintelui Federației și cu acceptul lui au fost făcute și delegările și tot ceea ce s-a întâmplat în Comisia Centrală de Box în ultimii 4 ani de zile. Mulțumesc pentru invitație, vă doresc succes și succes tuturor oamenilor de sport, succes sportivilor noștri la următoarele competiții și să avem cât mai multe bucurii pe urma lor. Cu siguranță veți mai fi invitați de-a lungul timpului când va trebui, normal, să vă dau dreptul la replică dacă se vor mai strânge, să zic așa, cum să zic eu, idei de genul enunțate până acum și nelămuriri și sperăm să lămurim fiecare lucru în parte. Întotdeauna, în virtutea florii adevărului. Întotdeauna. Până la urmă, această emisiune nu vine să facă anchete, pur și simplu să pună față în față oamenii și să discute în virtutea fair play-ului și a faptului că nu, să nu uităm că suntem într-un sport în care fair play-ul și gentlemanul din noi să domine. Vă mulțumesc încă o dată, o seară plăcută și să auzim numai de bine.